subliniat la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.03.2021, la punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli la listei de investiții pentru anul 2021, la punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul asociației de dezvoltare intercomunitară Bacău, ADIP, pentru anul 2021, la punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea portofoliul de lucrări ce vor fi efectuate anual de către persoanele beneficiare de ajutor social și de persoane ce au de efectuat activități în folosul comunității, precum și aprobarea situațiilor în care se pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații deosebite. La punctul 7, proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 225 metri pătrați, teren proprietate privată a Comunei Filipeni, având cadastru 61.524, înscris în cartea funciară numărul 61.524, având categoria de folosință pajete și trecerea acestea la categoria de folosință curs construcții în scopul realizării de către SCRCS-RDS sau obiectiv de investiție, construcție, stație de bază pentru servicii de comunicare electronice. La punctul 8, proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de încheiere, concesionare prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 19,72 hectare teren proprietate privată a Comunei Filipeni. La punctul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuieli pentru naveta instructorul de specialitate de la Școala de Arte și Meserii Bacău. Punctul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2021. Punctul 11, proiect de hotărâre privind transformarea unui post contractual din cadrul compartimentului servicii public de asistență socială și actualizarea organigramei. Toate sunt inițiate de doamna primar Andrei Rodica. Mai sunt altceva pentru ordinea de zi? Avea ceva la ordinea de zi eu să supun atenție. E văd că este o televiziune care registrează scopul, unii găsim înregistrarea, pentru că cu asta trebuia să începem. Deci ați fi prezentat faptul că televiziunea a venit să defilmeze, care este scopul, ca să știm despre ce este vorba. Pentru că suntem de acord să fim filmați, nu e o problemă, dar așa e frumos. Doamna, vreau de răspuns. Cu firma Exclusiv TV avem încheiat un contract pentru a asigura odată transparența decizională, dar mai ales ne-a ajutat pe perioada pandemiei, pentru acele ședințe online, ne-a asigurat suportul. Și deci, acest contract este o sumă pentru serviciu? 250 de lei pe lună, cu filmare, cu publicare pe site, pe tot. Pe 250 de lei pe ședință, da? Pe lună. Pe lună. Indiferent câte ședințe avem, pe aceeași sumă. Și unii găsim înregistrările, pentru că și în perioada de pandemie s-a făcut ce înregistrări și s-a făcut, nu ne-am găsit nicăieri. De-aia vreau să spun că sunt undeva arhivate. Da, sunt pe... Da, după ședință. Da, ca să știm de unde le găsim, pentru că așa e nevoie. Dacă suntem filmați, avem și acces la filmare. Da. Mulțumim frumos. Da. Deci, dăm primul punct, aprobarea procesului verbal din ședința Consiliului din data de 15.10.3.2021. Cine este pentru? Referitor la procesul verbal, am cerut la ședința anterioară să ne prezentați copiile la procesele verbale anterioare. Le-ați făcut? Când vine doamna secretară? Acum avem procesul verbal anterior. Deci, când vine, parcă văd că i-am făcut. Așa ține de... Posibil să interesează anumitul... Procesul verbal, în sine. Nu, am zis că poate vezi ceva care știu să vă... Nu, ce știți? Am înțeles. Iar referitor la procesul verbal, vă rog frumos toți cei care votează să fie cu nume și prenume. Care sunt pentru și care sunt contra. Deci nume și prenume. Nu, dar legat de procesul verbal de ședința trecută, poate a fost și vina mea, deci doamna secretară mi-a trimis pe adresă de e-mail-ul copiii după procesul verbal. Deci l-am citit și... Păi lasă-mă referat. Da, doamna, mi-a trimis. Referiți la... Da, că i-ați avut cerința. Că s-o supus de nou la vot, deci nu a trecut acel proiect și din cauza asta... Doamna secretară mi-a trimis, mi-am fost vizită la mea, nu v-am comunicat, da. Da. Deci l-am... A trimis, da, totul e ok. Acum, dacă asta, cine este?
Cine a votat pentru? A, deci, da? Da. Dăm la punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind prorogarea darea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local și Liber Județul Bacău al domnului Iacobeanu Gheorghe, suplant înscris pe listele Partidului Social Democrat, al cărui partid îl confirmă apartenența politică și depunerea jurământului. Subsemnatul Iacobeanu Gheorghe, consilier local al Comunei Filipeni, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din OUG, numărul 57-20-19, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu credință tot ce stă în partea puterii și principiile mele. Pentru bine locuitorilor Comunii Filipeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dăm citire la punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea, dar poate vine domnul Iacobeanu. Dar poate cineva care vrea să-l felicite domnul Iacobeanu, nu? Ce-a spus? Cineva vrea să-l felicite domnul Iacobeanu. Să-l felicităm cu tot la urmă. Masa da, sunt și felicitări la urmă. Vreți să-l la urmă, Bugele? Vreți să-l la urmă. Deci punctul 3, să râmpi stil, poate vine doamna Eugenia ca să-l prezinte. Deci trecem la punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea, dar tot. Mi-a venit un știu că nu toată la... Așa, la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul asociat de dezvoltare intercomunitară Bacău, adică pe anul 2021. Asta-i. Deci, hotărăște, se aprobă cotizația la patrimoniul asociat de dezvoltare intercomunitară Bacău, ATIP, pentru anul 2021, în cuantum de 1000 lei. Reprezentantul legal și personal aferent compartimentelor de resort, respectiv compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la deplinire prevederile acestei hotărâri conform prevederilor legale care reglementează acest aspect. Articolul 3. Prezenta hotărâri va fi comunicat în termenul legal intitului prefectului județului Bacău, primarul Comunei Filipeni, compartimentul financiar contabil, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP și va fi făcută publică în condițiile legii. Vrea să cineva să ia cuvântul, spun ceva? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Ce aș vrea să menționez de la bun început? Deci noi, consilierii PNL, deci ne-am prezentat la ședință, așa e bine să ne prezentăm, dar vă spunem că ne abținem de la orice punct să mai votăm, întrucât pentru școala gimnazială Filipeni, doamna primară a tăiat tot la investiție anul ăsta. Datorită faptului că s-a schimbat directorul și e de la noi director acum, de la PNL, de școala gimnazială Filipeni, nu are dreptul la nimic, la niciun ban pentru investiții. Și gata, arătăm, poate ședință, dar ne abținem să votăm orice. Deci, ca să nu fie discuție și... Atunci fac următoarea mențiune. În ceea ce privește investițiile, nu este blocată nicio investiție.
ca și investiții, avem proiectul Construire Școală Coordonatoare în sat Filipeni, Comuna Filipeni. Este temporar suspendată activitatea de investiție din cauza constructorului. Respectiv, societatea Sece Norte a intrat în procedura de faliment. Da. Suntem în faza de reorganizare. Noi suntem de vină, că noi de comunicat în faliment, că așa ați aruncat în comună, că de fapt liberare îți dă vină că a alungat societatea Norte Chei să aducă altă societate. Deci noi nu avem nicio legătură cu falimentul la Norte Chei, nu știu cine sunt, dar în asta ați aruncat, în toată comuna că liberare sunt de vină că ei au falimentat. Și aduce noi altă firmă care apar, nu avem, nici nu interesează de cine va veni să facă școala sau cine a fost până acum. Dar în comună circulă zvonul că de fapt liberale au alungat firma aia, că firma era PSD-istă și aduc liberale firmă panelistă. A intrat într-o ușoară stare, conflict, o ușoară stare, au fost un pic de tensiuni. Respectiv, domnul de atunci, că nu-i mai lăsați, nu avea organizarea de șantier, când încep tu sesizările, că nu este acel drum de acces, dacă ia foc școala, dacă, o școală nu ia foc dacă avem măsuri de precauție, scoatem din prinse, scoatem toate. Deci, puse să simtă. Ați aruncat pe noi toată chestia asta, că de fapt noi suntem de vină că au indicat ei faliment, și noi suntem de fapt grupare comunii Filipeni, așa v-ați explicat. Domnule, doresc frumos ca să consemnați Suzana primar, pentru asta o să fac o plângere penală pentru calomnie. O să fac adrese către șeful de șantier. Dar nu aveți nici eu cu asta. Ați spus în la primărie că ați venit, că dacă ea nu este cum de acces... Eu n-am avut treabă cu firma de construcție. Da, eu v-am sesizat dumneavoastră faptul că nu există cale de acces spre școala gimnazială Filipeni. În situația în care există un incendiu, autospecialele ISU nu au acces în curtea școlii. Nu este, doar să spuneți că eu sunt în priză anumite obiecte. Nu contează. Noi avem consumatori care rămân în priză după ce plecăm. Pentru că școala gimnazială Filipeni are o centrală pe electrică, care consumă curent electric. Noi nu putem pe timpul iernii să scoatem centrala din priză, întrucât pot îngheța țevile și poate să poată face stricăciuni. Și noi trebuie să lăsăm centrala în priză. Nu putem scoate tot din priză. Nu. Deci, da, deci când am dat, aici au fost. Nu, aici au fost. Deci trebuie să fie destul de clar. Nu orariu o fură țeava de la școală, deci... Nici merge în o fură țeava de la... Firma Norte a intrat în faliment. Benz a apărat cu ziua respectivă 5 mașini cu țeavă de la școala Filipeni. Școala gimnazială Filipeni nu se face pentru orariu. Școala gimnazială se face pentru copii, ca nu se fie la clasă. Exact, aici vreau să ajung. Deci, ceea ce privește proiectele de investiții și subliniem în continuare, proiectele de investiții merg în continuare. Ne vorbeam de domnul, doamnă prezidentă, să-i exprimați corect. Ne vorbeam de partea complementară. Deci, ce a fost venit de la minister? În finanțarea de bază ne-a rămas pe costul standard pe ele, dar pe partea, dar nu e situația asta, cheltuielile sunt mai mari, Deci, finanțarea de bază a fost 113.000, acum aveți 140.000. Deci, și produsele în timpul acesta au crescut ca și preț. Dacă dumneavoastră este în altă realitate, este prima noastră. Eu vă spun că am crescut. Și sunt anumite cheltuieli de natură materială, motivate faptul că clădirile sunt în proprietatea OAT-ului, pe care dumneavoastră ca instituție trebuie să le faceți. Eu chiar de aș avea buget, pentru că eu sunt o persoană care știu să fac economii și să mă cadrez, n-aș avea cum să vă fac dumneavoastră lucrări de reparație. Și atunci o să fiu nevoit să mă duc în audiență la Curtea de Conturi și să cer o derogare ca din banii acei puțini care sunt să voi face și lucruri de reparație. Dar dumneavoastră... Deci facem distinție. Deci eu vreau să spun asta. Deci facem de mergem la buget. Când mergem la buget, atunci discutăm mai frumos. Nu încurcăm ședința până atunci. Inclusiv, am votat, deci a fost dacă toți 30 de puncte. Asta e un punct. Problema este... Deci, am votat 30. Deci nu aveam cum să taie nimeni. Deci, dar da, aveți hotărârea 65 pe care nu respectați. Deci nu tăiat. Eu n-am intrat... Eu am primit bugetul și varianta primului de buget în care erau trecut de cele 30 de burse cu finanțarea pentru situația, pentru ceea ce am pus noi, complementar. Deci statul român... Nu am pus să atac eu.
Deci este de la dumneavoastră, dacă stat, Ministerul Educației și Cercetării pentru finanțarea burselor va asigura 70% din sumă. 30% pentru chestiunile ce sunt la nivel local, pe dăm din Consiliul Local, pe parte complementară, dumneavoastră trebuia să finanțați de la 21 de burse până la 30, cele 30 de burse. Deci câte sunt aprobate deja? Dar dumneavoastră, ca și buget, ca și buget mi-ați trimis mie, deși eu nu l-am semnat. De aia vreau să fac acum public, până când nu veniți cu chestiuni de... Pentru că eu dumneavoastră am avut o adresă scrisă care în urma controlului de la DSP au rezultat anumite lucruri. Trecem de la una la altă. Ajungem acolo și ajungem acolo. Deci, reparațiile, deci în articolul 112 din legea educației scrie clar. Clădirile și terenurile sunt administrate de UAT-uri. Și dumneavoastră v-ați luat ce vă convenit acolo. Deci am luat terenul, vreți să vi-l luați. Și clădirile. Deci sunt pe inventarul domeniului public. Să vedem cum îl luați. Avem și acolo, vei scrie și acolo, și acolo sunteți într-o necunoștință de cauză. Vedem cine... Pentru că legea educației nu e chiar așa detectată cum doriți dumneavoastră. Trebuia să le luați din 2016, doamne. Legea educației este 2011. Haideți să nu confundăm. Nu confundăm. Deci reparațiile clădirilor sunt ale reparații, sunt investiții, ale primăților. Nu sunt investiții, deci investiții. Nu sunt păi asta vreau să spun. Păi asta. De asta ați ridicat că am blocat investițiile. Nu sunt blocate investițiile. Nu. Deși acum afară, vedem lista de investiții, de cum... Cum le bugetați? Păi este bugetată școală, cum să o... Dacă să nu acum încurcăm, suntem la punct de vizi, ne ținem cursul cedinții când noi vreau să discutăm înainte de a ne... Da. Așa la punctul 7. Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din circuit. Pic de la asta cu... Deci liberalii au spus că se abțin. Nu, la ADIP, deci am votat tot. La ADIP s-a votat, dar nu s-a treabă, da. După punctul ăla, am zis că ce acolo, așa? Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 295 de metri teren proprietate privată a comunii și dată la RCS, RDS. Dar la 6, la punctul ăsta, protocolul de lucrări? Nu am citit, să mai de vreo jos. Nu trecem la 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de lucrări ce vor fi efectuate anual de către persoane beneficiare de ajutor social, de persoane care au de efectuat activități în folosul comunității, precum și aprobarea situației în care se pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații deosebite. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă protocolul de lucrări ce vor fi efectuate anual de către persoane apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii 416/2000 privind venitul minim garantat și de persoane ce au de efectuat activități în folosul comunității ca urmare a neachitării unor amenzi contravenționale precum și potrivit planul de lucrări prevăzut la anexa 1 care face parte integrală din prezența hotărârii. Articolul 2. Se stabilește situațiile care motivează acordarea ajutorilor de urgență stabilite de articolul 28 din legea numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare conform anexei numărul 2 parte integrată din prezenta hotărârii. Articolul 3. Acordarea ajutorului de urgență se vor face prin dispoziția primarului Comunei Filipien la solicitarea scrisă a unui membru de familie sau persoane singure pe bază de declarație pe proprie răspundere însoțite de acte doveditoare în funcție de situație pentru care solicită ajutorul de urgență numai după efectuarea anchetei sociale prin care se certifică situațiile de necesitate și numai în situații temelnic justificative. Articolul 4. Acordarea ajutorului de urgență se face și în cazul în care bugetul familiei nu permite acoperirea unor cheltuieli minime necesare în mormântării unui membru al familiei și familia nu poate beneficia de ajutor de mormântare potrivit unor legi speciale. Articolul 2. La același articolul 4.
în cazul în care nu există susținător legal pentru o persoană decedată și cheltuielile de mormântare sunt suportate de o persoană care nu intră în categoria moștenitor și nu au obligații legale de întreținere față de persoana decedată, acordarea unui ajutor de urgență pentru achitarea parțială a cheltuielilor de mormântare persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile de mormântare. Articolul 5. În cazul unor situații mai deosebite din punct de vedere material, cuantumul va fi stabilit prin hotărâre a Consiliului Local pentru fiecare caz în parte. Articolul 6. Primarul Comunei se va ocupa deducerea la îndeplinirea hotărârii. Articolul 7. Secretarul General al Comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri Institutului Prefectului Județului Bacău pentru control legalității, va duce la cunoștința primarului și va afișa în locuri publice. Ce dorești să-i con? Dacă îmi dați președinte, da? Este binevenită o asemenea hotărâre, pentru că vine în sprijinul cetățenilor și noi suntem aici puși toți să legiferăm în rostul cetățenilor. Legat de hotărârea asta de hotărâre cu portofoliu de lucrări ce vor fi efectuate anual de câte persoane beneficiare de ajutor social și a cei care au amenzi și nu au posibilitatea de a le plăti, este normal. Și munca pe care o prestează folosul comunității și asta este benefică nouă. Luna trecută am făcut și eu o solicitare către, în procesul verbal, se poate vedea, al ședinței în care am solicitat. Erau persoane care aveau amenzi și voiau să vină să presteze lucrări la școală. La școală să știți că este multă activitate. Noi avem terenuri atunci când trebuie să le facem curățenii și să întreprindem activități de igienizare a lor, dar când e vorba de arendare, nu mai avem teren. Avem clădiri atunci când trebuie să avem grijă de ele, când e vorba de reparații, nu mai avem clădiri. Și am solicitat să vină, pentru că și terenul aferent, acela nu este la școlii. Este totuși al comunității. Pentru că un om de serviciu și-a dat demisia, atunci am cerut și o sprijină. Au venit cei doi băieți și au muncit și au făcut treabă de calitate. Dar după aceea nu au mai venit. Au spus că până când nu primesc ok-ul din partea primăriei, nu vor veni. Și am sunat, pentru că a fost acolo în curtea școlii. Adevărat, există un ștejar bătrân. L-ați filmat, dar n-ați văzut că e înconjurat de boscheți. Noi ne-am apucat, am chemat oameni de serviciu, l-am curățat, roata și l-am scos în lumină. De-aia, lucrările la școala gimnazială Filipeni nu se fac pentru directorul Olariu, se fac pentru imaginea comunității. Adică, filmăm acel copac, dar nu ne dăm în jur că sunt schimbi. Noi nu ne-am uitat în jur că veneau vaci din curtea școlii. Am pus pini în gard, că nu avem bani de gard. Am pus pini în gard, se poate vedea, că am tăiat și am curățat gardul. Dar aia, uitați, ca director, uitați, tot sunt... Asta și eu, și am lucrat cu oameni din serviciu. De aia vă rugam frumos, trimiteți, nu vă dau voi, puteți vorbi, da, normal. Dar, dacă v-am rugat lucrul acesta, nu am rugat pentru mine, că nu e la mine acasă. La mine la casă sunt lucruri de masă în urmă. Facem acolo să fie bine pentru copii. Pentru că școala este în imaginea tuturor. Când trec pe stradă, se uite, singure instituții, primărie, școală, biserică. Și trebuie să arate frumos, că ne face cinste tuturor. De aceea, am rugămintea. De fiecare parte 16, au 7 ore. Nu sunt puține, sunt foarte multe. Dacă nu puteți să-i puneți să facă treabă, trimiteți-i la mine, că nu mă uit la chestiuni electorale. Eu îi pun la treabă și oamenii vor aprecia și lucrul acesta că vă face treabă. Să știți. Da, vă mulțumesc. Asta am vrut să spun. Da. Vreau să fac precizarea, că așa cum am promis, deci două persoane, tineri, care au oameni, au participat la muncă la cât au fost asta, deci atât au fost consemnat. Problema este, pentru că trebuie să vă folosiți oamenii de serviciu. Aveți doi oameni de serviciu, aveți unul cu 8 ori, unul cu 10 ori. Deci stau 4-5 ore de la serviciu, da? Pe zi. Deci țineți-i la program, puneți-i la treabă. Da, nu își ia poșeta sau cu mânța în brață și merge acasă înainte și înapoi. Puneți-vă oamenii de serviciu. Aveți unul cu o normă întreagă, unul cu o normă și un sfert. De fapt, nu se mai justifică găsirea a trei oameni. Deci acum aveți o normă. Cât a fost 4 ani? Păi era suprafața
de plăcere mult mai mare. Deci 90%. Atunci aveați încă un om de serviciu și trimiteați și la 416. Deci acum... N-au fost curățat. Ba da, l-ați trimis. Dar nu era curățată. Dar nu era, da. I-a trimis deci acolo ca să scade sorile. Au fost întreținute foarte bine. Vă spun că este vorba de curățenie. Înainte și după. Știți ce cu gata? Eu am să știți că am făcut poze înainte și după. De asta. Deci, iar sârma care este luată este în atelierul școlii pentru face, deci poze de sârmă. Plătați și mie. Asta e ideal, deci a fost lăsată sârmă, deci valuri în atelier. Deci n-am plecat cu valurile astea. Deci oamenii de servici trebuie să știe. Deci atâta timp cât nu vă țineți oamenii de servici la program. Asta, cum adică unul merge cu pisica în brațe înainte, înapoi sau pleacă acasă și oamenii la 416 să vină să vă facă ordine în livada școlii. Asta, țineți-vă oamenii la program. Mulțumesc, deci știți că unul are o oră și sfert, care 10 ore? Da, nu știu, de urmă nu i-a făcut. Câte ore stă pe zi? Doamne, nu trebuie la trasă. Păi, cum să nu fii? Dar atunci cum ceriți oamenii? Stați un pic, dar șoferi de microbus, cum de nu vedeți? Adică vedeți numai, deci numai familia Hotorovă, care aveți numai și ceva personal. Dar n-am nimic personal. Este vorba de fiecare om să-și dea la problemă. Păi nu, dar imediat, dacă îi pun la treabă, îmi faceți plângeri. Vă duceți acasă și îi puneți să-mi facă plângeri la că îi discriminez, că îi fac, îi direct. Dacă îi pun la treabă, nu-i bine. Dacă îi pun la treabă, nu-i bine. Dacă îi pun la treabă, iar nu-i bine. Deci acum nu știu care e situația. Păi nu. Știți cum e? Angajat acolo gimnazială Filipeni nu e numai familia Hotorovă. Familia Hotorovă vă spun că eu n-am nimic. Dar nici eu n-am nimic. Deci noi vorbim ingrijitor are norma mult de o vorbim X, Y. Da, vedem ce are și așa. Vedeți ce are și fișa postului, că după aceea faceți reclamații la minister. Păi, fișa postului, ce are? Fișa postului, și trecem fișa postului, că o simt administrații, pentru că fișa postului, domnul Beata, fișa postului, până în 80 ori, nu-i făcută până în 2013, nu este actualizată fișa postului, niciun de vremea directorului Tanasa la Luca, nu este nici o fișă de post. Nu spuse așa ceva. Un director mai pregătit și mai competent decât asta, deci nu există. Este pentru că a pus școala pe direcție. A pus-o cu ordine, cu disciplină, cu tot ce ați găsit. Ați cumpărat un material când ați preluat, ați găsit stocuri, aveți până în iunie stocuri, de materiale de dezinfectare. N-ați avut pe ce cheltui. Deci ați găsit o școală la cheie. A spus chestia asta, când mi-a lăsat o școală la cheie. Să vă spune ce mi-a lăsat domnul Ambrozi. Mi-a lăsat un braț de cheie. O geantă de cheie mi-a lăsat. La cheie mi-a lăsat. Nu, un braț de cheie mi-a lăsat. O geantă de cheie. O luat cheie de pe tot locul. Eu le-am dat drumul la oameni să aibă libertate, fiecare responsabil structură, are inventarul lui, are cheia lui, eu nu mă duc peste el, în școala lui, fără el. Eu dacă am nevoie de o cheie la frântești, de ceva de școală, am sunat responsabil de structură, merge cu mine, îmi dă la lucru. Și dacă o să amărești, dacă avea cheie, au venit peste dumneavoastră? Dar nu sunt responsabil de structură. Nu, zic, erați la lucru. N-au avut cheie niciodată la frântești, n-au avut cheie niciodată, n-au avut. Dar cu lăsatul școlii la cheie... De la cheie, ați primit o școală la cheie. Mi-a lăsat o geantă de cheie. Astăzi nu aveam cu cine scana hârtii, da? Ca să știți. Cum adică n aveți scana? Fiecare școală aveți. Da, de 5 ani. Ultimul timp, mai trebuie să fie inventatul de acum 5 ani. De acum 5 ani. Asta este inventat cu curios. Cum adică n-aveți din 5 semn, n-aveați cu ce scana? Dar nu se n-ați avut, poate n-ați avut tonere. Dar există tonere, nu, tonere există, există. Să știți că eu știu să fac achiziții. Fără ce probleme, nu, fără probleme, mai descurc. Dar știu, dar nici nu știți deschideți calculatorul. Dar știu situația, știu. Vă dați de seama că achizițiile mi-i face bunica. Păi, dar bineînțeles. La biserică vii și mi-i face. Păi tot mai. Da. Ce știți să utilizați calculatorul? Dar nu pot, dar exact de am avut un învățământ așa, am luat... Așa, titularizare este examen național, care nu vă titularizare examen. Dumneavoastră știți cum a dat examenul aici, tu vorbesc toți care am vădat sub articol. Nu a fost titularizare, a dat examen național, prin articol 2. Național, a luat 8.75, atunci am luat de vădat. Adică ați stat, nu a fost
mulțumiți, gata, Supunem la vot punctul numărul 6, deci privind aprobarea proiectului de lucrări. De... Cine este pentru? Gerard, abțineți sau nu? Vă abțineți sau nu? Este destul de clar, dar ce pun? Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din circuit agricol a suprafeței de 225 metri pătrați, proprietatea privată a Comunei Filipieni, având în cadastral 61.524, înscris în cartea funciară, numărul 61.524, având categoria de folosință pajiște și trecerea acestea la categoria de folosință curți construcții în scopul realizării de către SECE, RCS, EDS, a obiectivului de investiție, construcție, stație de bază pentru servicii de comunicații electronice. Hotărăși, se aprobă privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 295 metri pătrați, trăind în proprietate privată a Comunei Filipeni, având în cadastral 61.524, înscris în cartea funciară numărul 61.524, având categoria de folosință pajiște și trecerea acestea la categoria de folosință curs construcție, scopul realizării de către SECE-RCS-RDS-SA, a obiectivului de investiție, construcție, stație de bază pentru servicii de comunicații electronice, conform extrasul de carte funciară și extrasul de plan cadastral. Articolul 2 se împuternicește primarul Comunei Filipeni ca în numele și pentru Comuna Filipeni să ducă la îndeplinirea prevederilor hotărârii. Articolul 3. Prezenta hotărârii vă comunica de către Secretarul General al Comunei în termenul legal instituției prefectului dreptului Bacău în vederea verificării legalității. Cine dorește să iei cuvântul? Atunci, da, supunem la vot. Cine este pentru? Este vorba de terenul ăsta sau unde e fost ăsta, pentru ea de ea. 6 voturi, pentru 5 s-a pus. Deci, domnul Marion nu este pentru, nu pentru, a fi un relieu cu Filipeni. Asta, el, pentru Filipeni este contra. Respect toate instituțiile, iar a te abține în baza codului administrativ înseamnă nu. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere concesionare prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 19,72 hectare teren proprietate privată a Comunei Filipeni, județul Bacău. Thank you.
hotărâre. Articolul 1. Se aprobă inițierea procedurii de închiriere concesionare prin instanție publică cu strigarea suprafeței de 19,72 hectare teren proprietate privată a Comunei Filipene de Bacău. Articolul 2. Se aprobă caietul de sarcină. Articolul 3. Se aprobă comisia de licitație formată din Andronache Daniela, președinte Comisiei Consilier în aparatul de specialitate a primăriei, Boboc Doinița, Brândușa, consilier, Dorica Lăcrămerea, viceprimarul Comunei Filipeni și domnul Rotaru Valeriu Eugen, expert cooptat. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal instituției prefectului județului Bacău în vederea verificării legalității. Primarul Comunei Filipeni, membru Comisiei de Licitație și va fi adusă la conștiință publică în condițiile legii. Ce drăgeți ai? Dar vreau să întrebi, doamna secretar, a fost diferență între ceea ce mi-a trimis mie pe e-mail și ceea ce este acum? Apare diferența, fiindcă a fost scos terenul de 5,98 la școlii. Deci terenul școlii a fost scos. Da, da. A fost scos. Da. A rămas doar strada comunală, suprafață de 13,39 și terenul de la punctul numit Rum, 633. Vreau să stabilim pentru Aena Mare, că stăm de 3 luni în care tergiversăm acest arendare cu acest teren, doamna secretară, și să avem acordul total, să facem comisia de licitații, să dăm, să facem contracte de arendare, pentru că nu suferă dreptul ăla pentru situația asta, suferă fermierii care l-au deja și a trebuit să intre în legalitate și să ajutăm în sensul ăsta, că treci perioada de scriere la apă. Deci la mine există proceduri, nu pot de pe o zi pe alta. Trebuie să treacă anumite termeni. Și atunci am venit și nu mai este. Explice un pic la primară cum vor decurge lucrurile. Prin inventarul domeniului public din 1940, terenurile aparținând școlilor, proprietar este comuna, iar titlurile de proprietate sunt cu drept de folosință. Legea, inclusiv la punerea, la emiterea titlurilor, erau să emit titlurile până la 5 hectare pentru școli, cu titlu de folosință, deci care servesc ca bază materială. Dintr-o interpretare eronată, titlurile au fost parțial, au avut parțial eronat, proprietar școala, corect, proprietar UAT Comuna Filipeni. În ceea ce privește în zilele următoare, deci noi vom, împreună comisia, va proceda la înaintarea documentației pentru îndreptarea erorii materiale. Întrebarea mea ar fi așa. Legea educației 1 e din 2011. Noi suntem acum în 2021. Iată că au trecut 10 ani. Titlul de proprietate sunt emise înainte de a fi legea educației. Dintr-o eroare. Dintr-o eroare. Dar cum se numește eroare? Că până acum școala gimnazială Filipeni a beneficiat de aceste terenuri și a beneficiat de subvenția care era mică, dar ne-a ajutat acolo să mai existăm, folosindu-i în interesul copiilor. De ce? Odată cu venirea directorului la orariu, s-a schimbat această formulă. Pentru că nimeni nu vă obliga pe dumneavoastră să faceți lucrul acesta. Atâta timp cât s-a putut 10 ani și n-a existat nicio chestie de incomodare, imediat cum am fost numit, gândindu-vă că vă încurc oamenii cu arendarea, găsind o suprafață de teren de 5.300 de metri pătrați în fața la Zaharia, pe acolo, fața magazinului, care n-a fost niciodată arendată, deși există vitrine de proprietate. Și atunci cum puteți spune că a exploatat-o cineva? Păi de vedem dacă îi identificăm, dacă o persoană se folosește de ea. Și acum când Lariu a venit și a spus anumite lucruri, imediat ați încercat să luați terenul de la școală. Doamne, luați-le! Dacă dumneavoastră puteți 1000 de lei, dacă vreați ca 1000 de lei, vă rezolvați problemele la primărie, eu, directorul Olariu, vă văd și procedura. Lăsați directorul Olariu, eu vă văd și procedura. Plus 1 și dau înapoi. Pentru că ajung copii în clasa 5-a, cum să faci ecuații când ei nu știu să scrie? Ajung clasa 1, dar eu 3-2-6 clasa, știu. Păi da, atunci în clasa 5-a, fără să știi că fac 1 plus 1, toți aduc
și învățați copiii când ajung în clasa a 5-a să scrie, să citească, să știe tabla. Acest lucru, acest discurs aveți acasă, da? Așa. Da. Problema mea este în felul următor. Urmarea controalelor. Au fost diferite controale cu apia controală, au fost sesizați, pentru că nu sunt tocmai terenurile emisiei. De ce nu mi-ați trimis și mie răspuns? Să trimiteți și mie informare. Dar aveți același răspuns, care îl avem de la minister, îl avem și noi, îl avem și dumneavoastră. Ultima linia. Da, și ne scrie dacă va fi util, dacă servește ca bază tehnico-materială a școlii. Doamne, dar citiți ce spuneți. Da, vă citesc. Deci ce a fost acum? Doamne, dar să ți dau un acord, doamne, să-ți facă doamna primară. Nu vă referiți la mine, că nu sunt inițiatorul unui proiect de hotărâre. Dar la mine, mine a trecut cu 24, dacă v-ați spus 19, dacă v-ați spus de tati, dacă v-ați spus 24. Au existat, pentru că va face obiectul unei comisie de nivel județean. Și până în momentul ăla, cum e situația cu oamenii care îi spira contractele? Cum face cu ei? Că sunt oameni care extind prima dată contracte. Expiră! Expiră și anul ăsta nu va lua subvenții. Deci nu vom încasa. Nu vom încasa problema anul acesta. În felul următor. O subvenție pentru că există o luptă în... Problema ne este în felul următor. Dar cei bani nu intră la standardul cost, intră la școală pe sursa E. Da. Deci nu aveți treabă pe sursa asta. Finanțarea de bază există. Nu confundăm noțiunile. Din ceea ce s-a încasat subvenția, aveți mașină luată pentru asta, deci banii au fost utilizați cu eficiență. Dar vreți să spuneți că nu au fost folosiți. Nu de acolo. Mai să știți, nu știți. Ei, poți să nu știți, dar aveți. La bugetul, nu s-au plătit acolo. Deci, nu s-au plătit. Că ați găsit bugetul? Dar ce de nu s-au plătit sacul? Dar n-ai voie să fac. Da. De acolo plăți. Cam pentru reparații, nu înțelegeți lucrul ăsta. Că vine putea de pot să vină din Italia. Domnul, dar nu confundăm instituții, eu nu pot să de la arendă, nu confundăm noțiunile, că aici le stăpâneți foarte bine. Da. Banii de la arendă cu reparații, ce spuneți dumneavoastră. Deci nu confundăm noțiunile. La instituții publice, venituri sunt venituri, cheltuieli sunt cheltuieli. Deci avem bugete separate. Dar tot ați verificat de la APIA, deci eu cum să verific dumneavoastră? Dar știți. Știu principiul. Dați mie explicații. Vă dau explicații, că am capacitatea. Aveți capacitatea, se vede, da. Hai să trecem la... Nu vă contrazic, știți, că așa este. Și mai deci pe baza astea, suprafața asta, ce-mi dorești să mai cuvântul? Mulțumesc, adică ați fost. Asta e situația. Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Acolo, de fapt, la magazin la Mărăști s-a identificat bucata sau nu? Deci am trecut peste ea, deci nu se spune nimic despre bucata. Dar nu face obiectul concesionării. Nu face. Păi nu face obiectul concesionării. Dar de ce nu avea UAT Filpen de acolo? Nu știu să vă spun. Păi cum adică? De ce lui sau lui ăla? Nu știu. Păi, dar nu face obiectul spuneți că știți tot. Acum, dar mă gândiți, nu dați, de titlul proprietate aveți în față. Unde este terenul ăla? Cine? Spuneți că știți ca catastrate. Vă rog frumos să ne spuneți așa. Sunt conflict catastrate, ne identificăm cu claritate. Bine că nu au fost, nu au fost cu claritate până acum, că totul a fost la cheie. Dar nu au fost în stare să vedem ce terenul avem. E bun. Trecem la punctul numărul 9. Proiect... Puteți întreba pe doamna director Guga Manșarea că vă înlăbuiește foarte bine. Normal că doamna Guga nu știe mai bine decât. Proiect de hotărâre privind aprobarea de hotel cartierul de Mustaveta. Așa vece, da. E un treangă, dar e vorba că de 10 ani nimeni s-a plătit. Guga nu a fost în 2016. Terenul este același. Dar nu a fost în 2016, a fost în 2012. Deci terenul este același. Hai trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuieli pentru naveta Institutului de Specialitate de la Școala de Arte și Meserii Bacău. Referitor la proiectul ăsta, instructul ăsta, deci aveți pe fonduri europene, nu? Deci proiectul ăsta, nu? Nu știu, aștept întrebările, adică aștept expunerea să vedem ce vreți să spuneți. Nu știu unde vreți să ajungeți. Exact, la proiect vreau să ajung. Așa, spuneți. Deci s-au făcut niște cheltuieli pe... S-au luat mobilier, ceva, unde sunt astea toate? Pe proiectul ăsta. Deci s-au făcut niște cheltuieli, nu? Nu știu la ce proiect vă referiți. La proiectul ăsta, care a fost doamna Bărgăoană, nu? De ce era...
președinte sau ce a fost ea? Nu avem în relație contractuală. Deci acest instructor nu avem... se ocupă de ce proiect? Nu. Deci acest instructor de care spuneți... Nu avem nici într-un proiect la nivelul comunității ca în relația cu UAT Comuna Filipeni, deci manager de proiect am fost eu. Iar și s-au dat responsabil bani, tehnic. S-au dat bani, responsabil niște... tehnic este doamna inginer Dornescu. S-au dat niște bani. Responsabil financiar este doamna Dornescu Eugenia, responsabilul financiar. Toți banii pe proiecte. Să ne dați niște date. Toți banii pe proiecte se regăsesc, deci dotarea la centru de zi se regăsește în totalitate. Deci acest proiect avem posibilitatea să-l vedem. Acest proiect, ceea ce este, avem încheiat am făcut o solicitare către Școala Populară de Artă Bacău. Finanțarea instructorului este asigurată de către, cum avem aprobarea, de către Consiliul Județean. Noi, ca și comunitate, suportăm doar cheltuielile de transport. Finanțarea este la Consiliul Județean. Și au venit și bani de pe fondul de OPN, dacă nu știu. Nu știu ce cunoștință aveți. Deci putem avea acces la acest proiect? Deci eu nu am... Păi bun. Noi, la nivelul Comunei Filipeni, nu avem cunoștință de ceea ce spuneți dumneavoastră. Dar ce legătură are Primăria Filipeni legată cu Asociația Valea Dunavă? Nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Nu, că am văzut că este o asociație care a luat de la GAL 10.000 de euro și nu cunoaștem activitatea. Ceilalți agricultori am văzut și îmi dau seama. Și alățeam după noi vă deci, nu are nicio legătură cu Comunea Comunei Filipeni. Și Comunea Comunei Filipeni. Nu are nicio legătură cu UAT Comuna Filipeni. Dar vata a dat cine asta? Valea Dunavățului. Am zis că a luat o finanțare de 10.000 de euro. Am văzut acolo, am uitat pe site-ul GAL. Am văzut, dacă să fie cu urmă, s-a făcut cu banii aia, 10.000 de euro. Nu are nicio legătură cu UAT Comuna Filipeni. Și atunci copiii care merg la centru de zi acolo, de ce legătură au, ce legătură cu... care îi pregătiți acolo, la centru de zi? Păi asta este, această activitate. Cu dată clasa... Deci copiii poate să meargă acolo, din punct de vedere legal. La centru de zi? Deci nu știu la ce vă referiți din punct de vedere legal. La pregătirea care o faceți cu ei acolo, cu dansul, cu ce faceți? Avem o clasă de dansuri, da. Este la nivelul Comunei Filipeni. Am înțeles. Nu este... la XYZ. Deci, este la nivelul comunii. Pentru... Nu este clădirea respectivă. Deci noi, prin această adresă, către Consiliul Județean, ne-am obligat să asigurăm o sală pentru desfășurarea activității. Atât. Păi bun, și sunt atâtea școli, atâtea. De cât acolo trebuia să-i duce? Păi am fost la școală, întrebați-a. Da, a fost la primar la mine, așa, pe sub, așa... A venit în prima zi... Undercover. Și am venit la solicită. Dacă nici așa, în limba și literatura... Da, așa, aduceți? Mai să nu vadă nimeni, da. Undercover nu e... Adică da. A mers pe după școală. Așa, puțin așa, da. Ca vulpița. Și m-a rugat să primesc copiii, erau diferite politici, la Bacău, era un scenariu galben, nu era un scenariu verde, erau... Să ne asigurăm o sală. Întrucât în toate țările noi avem activitate, am rugat-o să-mi spun ce copii vin. Și au explicat că vin și copii diferite vârste și atunci am zis că e interzis intrarea în școală. Știam că aveți în atelier sală. La atelier să vă zic pozit, v-ați atent în atelier? Ați văzut pozit? Că am făcut curățenie și am văzut. Ați făcut curățenie. Da, este curățenie. Dacă vedeți, veniți să vedeți curățenie. Am făcut curățenie înainte, am făcut curățenie și aveam pozit. Am făcut asta înainte. Am făcut în partea cealaltă înainte. Păi era mizerie, lăsată de la șantier. Și să facem așa, fără să știe nimeni. Și am rugat-o, dacă există o dorință, să există un parteneriat scris, semnat cu Școala Gimnazială Filipeni, încât să vedem dacă ne putem asuma prezența unor copii de diferite vârste și adulți în cadrul școlii. Și atunci, doamna primar, nu a mai dorit. Așa au fost discuțiile. Păi, ne-ați spus un parteneriat cu Școala Populară de Artă. Da, nu avem și nu pot încheia pentru că este sub ordinea Consiliului Județean. Deci există o geordie, nu pot trimite copii străini de diferite vârste. V-am dat voie să intrați în sală, să faceți vă promovați în sală de clasă? Adică nu, de fapt, ce ziceți? Asta este cu sală de clasă. Nu există sală de clasă. Mă dă și cineva să-i comunice
Vulețul, cum se numește, nu? Nu știu. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci, la punctul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2021. Eram trebuie să începem cu bugetul ca să ajunge la organizare. Doamna, doresc. Da, nu vine, doamna, doresc. Asta țin din buget, de acolo. De program anual de achiziții, nu, de domnule acolo. Dar ce ne faceți buget? Nu. Ba da, dar ce înseamnă? Ai în fiecare an, ai lumină, ai telefon, ai activitate curioasă. Da, să aibă logică. Păi da, trebuie să aibă logică. Dar nu-i doamna, nu. E venit. O să zic buget, mă, ce? Și că nu-i legat toate. Dar vedeți un pic în program aici ce are prins. Nu are treabă. Se aplică programul anual de achiziții publice al Comunei Filipeni pentru anul 2021 conform anexei, care face parte de grande hotărâri. Este unei anexe. Asta e anexa, nu? Papetărie și accesorii de birou 3.670 de lei, fără TVA. Cartușe, tonele imprimate și copiatoare, 5.000 de lei, fără TVA. Computere portabile, 10.000 de lei, fără TVA. Hârtie pentru fotocopiator, 3.200 de lei, fără TVA. De toate sunt în valoare. Lemne de foc, 15.000 de lei, fără TVA. Combustibil auto, drujbă, motocositoare, 20.000 de lei, fără TVA. Piese schimb pentru automobile, 850 de lei. Servicii poștale, 200 de lei. Servicii de telefonie mobilă, 2200 de lei. Servicii de telefonie fixă, 12.000 de lei. Servicii de asigurare RCA, o vinete, 2000 de lei. Servicii de reparare și de întreținere autovehiculurilor. Păi nu mai fost odată? Ce era asta aici? Piese de schimb și serviciile se separa. Servicii de reparare și întreținere al vehiculului, 3.000 de lei. Inspecția tehnică perioadă, 400 de lei. Servicii privind neutralizarea deșeurilor de origine animală, 2.000 de lei. Verificarea și încărcarea stingătoarelor, 1.200 de lei. Servicii medicină la muncii, 1.000 de lei. Consumabile medicale, 2.000 de lei. Abonament Legis, 1.200 de lei, nu știu ce e. Consiliere juridică, 10.000 de lei. Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor, 2.100 de lei. Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor, 4.900 de lei. Servicii de întreținere iluminat public stradal, 40.000 de lei. Lucrări de instalații electrice, 10.000 de lei. Servicii de dezepezire, 20.000 de lei. Utilaje agricole, 2.000 de lei. Diverse piese de schimb, 2.500 de lei. Măsurători topocadastrale, 46.000 de lei. Publicarea anunțului în presă, 800 de lei. Servicii de teleconferință, 2.120 de lei. Servicii de curățenie mecanică și dezinfecție fântâni, 12.000 de lei. Servicii de asistență tehnică pentru programare softare, 2.000 de lei. Agregate, închiriere de utilaje, închiriere de camioane cu șofer, 180.000 de lei. Produse de curățenie, 3.000 de lei. Servicii de dezinfecție și dezinsecție, 1.800 lei. Birotică, 4.000 de lei. Alte materiale de construcții, 6.000 de lei. Produse pentru pachetele de Crăciun și diverse evenimente, 10.000 de lei. Achiziționare material, antiderapant, sare și nisip, 3.000 de lei. Plăcuțe identificare, mopede și vehicule lente, 2.000 de lei. Tichet social pentru grădiniță, 18.000 de lei. Vouchere de vacanță, 15.950 de lei. Obiectiv de investiție, construire școală coordonatoare de stat Filipeni, 1.282.000 de lei. Modernizarea drumurilor locale în sat Filipeni, Comuna Filipeni, județul Bacău, 1.610.000 de lei. Rețea de iluminat public stradal cu panouri fotovoltaice în Comuna Filipeni, 72.000 de lei.
achiziție buldului excavator, 500.000 de lei. Construirea anexă centrală termică sediu primăriei, 30.000 de lei. Înfitarea sistemului public de alimentare cu gaze naturale în comuna Filipeni, studiul de fezabilitate, 126.000 de lei. Înfițarea sistemului public de alimentare cu gaze naturale în comuna Filipeni, județul Bacău, consultanță în afaceri și management, 100.000 de lei. Înfițarea rețea de telecomunicații și internet la Valea Botului, 10.000 de lei. Înfițarea rețea de telecomunicații și internet la Școala Primară Frunteș, 10.000 de lei. Realizare planul urbanistic general, 50.000 de lei. Lucrări de cadastru sistematic, 70.000 de lei. Construcție poduri și podețe raza comunei Filipeni, 835.000 de lei. Schimbare șarpantă și veritoare bloc numărul 2, Filipeni, 30.000 de lei. Construire monument de comemorare a acestei erori neamului din comuna Filipeni, 10.000 de lei. Construire complex sportiv în comuna Filipeni, 15.000 de lei. Execuție lucrări, obiective, investiții, modernizare, infrastructurilor rutiere în comuna Filipeni, 10.000 de lei. Amenajare stații de autobuz, 50.000 de lei. Astea sunt sumele, nu dă, aveți un total. Băi, trebuie să fie făcut totalul. Dar nu liceri la, cred că, aprobat. Nu, fiind tocmai de domnul Iacobean. Asta ascultat? Asta, ați auzit sumele? Ce înseamnă cadastru sistematic? Mai aveți în două locuri cadastru. Posibil să fie. Deci aveți într-un loc cadastru și într-un loc cadastru sistematic. Ce înseamnă cadastru sistematic? Avem cadastru sistematic care funcționează la nivel național. Asta și... Păi ce trebuie noi cu sistemul național? Noi avem sistemul sumele, local. Nu, dar și la școli, sumele, la poduri, el chiar dacă vin de la guvern, ele tot trebuie prinsi estimate. Deci noi 800 500, 1.200.000 la școală. Nu avem noi banii. Ne vin prin diferite fonduri, dar din contractele de finanțare ne rezultă aceste sume. Și atunci ele trebuie să fie trecute, registrate. Iar la cadastru, da. Asta cu înființarea sistemului public de alimentare cu gaze naturale, 126.000 de lei și înființarea sistemului tot la același, consultanță și studiu, ați nu știu, mă, ca să nu vând, nu să ajungă gaz niciodată la Filipeni, fiindcă nu o să aibă firma, oricare, eu sunt, lucrez în, de 35 de ani, lucrez în domeniul comerțului și oricare vine să-ți facă o investiții, îi trebuie consumatorii, deci eu trebuie să-și amortizeze oricum cheltuiala. Dacă nu s-au dus, n-au gaz la Sarata, care sunt la 5 km din Bacău și o să vină la Filipeni, da, eu, asta eu văd o părere a mea personală. Și fiindcă vă dau, că lumea este foarte îmbătrânit în comuna Filipeni și nu o să, n-o să așa disemnat, o semnat toată lumea. Așa spuneați că și drumul nu vine. Nu vom vedea niciodată drumul județean. Nu, nu am afirmat așa ceva niciodată. Deci asta este, așteptă niște bani aruncați în vânt, fiindcă gaz natural, nu o să vină firma. Așa o semna toată lumea, dar vă spun. Noi trebuie să avem în asociere, suntem cu Paringea și Ungureni și... De ce să nu vină? Pentru că sunt rezerve. Vă spun eu, la Frunteș n-ai 20 de persoane care vă trage gaz. Vă spuneți mie. Deci vor trage... Uite, nu are gaz, are toată lumea? Nu are toată lumea. Au 30%. Deci nu știu câți nu ne-au semnat. Nu ne-au semnat. Deci că stai în pădure, pădurea ta proprietarii, stai cu frică. Domnul consider Ciute, eu aș fi de acord să vin, cu cea mai mare dragoste, dar nu o să vin. O să vină. Doamna primar de la Sarata, care este colega dumneavoastră, zi, așa, la al doilea sau al treilea mandat, mai contează, nu știu, să zbate și vorba aia, deci la 5 km de Bacău și nu am ajuns în cazul, nici așa. Bine, să deci, dacă nu știu praștia... Auziți, dacă aia... Dar așa că știți cât costă? La unei familie. În urmă 7.000 de lei. Până la gardul proprietății este gratuit. De la conductorul om acasă. În jur de 7.000 de lei. În jur de 7.000 de lei. În jur de 25 de lei. Lăsați ajungă gazul până la limita proprietății. Ideea și-o că îi dau 25 de lei să se vă acerze.
Ei n-au vrut ce să dea acum. Voucher de vacanță, parcă știu că a spus Bujenu, nu s-a acordat. Cum fi greșit, domnule Iacobianu? Auziți ceea ce nu s-a făcut, s-a văzut cheltuie, rămâne în buget. Eu știu că voucher de vacanță au fost tăiate. Dar acolo, dar în buget, poate e popii vechi cu cei de așa. Deci îmi fac bugetul de câteodată, lista din partea de stânga au păstrat așa, pe puni sumii. Eu niciodată nu a fost făcut acolo. De fiecare dată a fost internet la spara Valea Boțului și Frunteri. Din când știu eu, nici acum este. Și o rezolv nu cu 10.000 de lei de la primar, o rezolv cu 700 de lei. Deci am vrut el cartelul de 10 lei de la Digi. Păi asta, cum nu are? Deci era la chei, școala. Deci era la chei, era la chei. Agregat închiriere de utilaje, închiriere de canon cu șofer, 180.000 de lei. Este o sumă foarte, foarte mare. Ce vreți să faceți? Cred că sumele de la balastare. Deci agregate, închiriere de utilaje, închiriere de camioane cu șofer. 180.000 de lei fără TVA. Nu, asta e lucrări. Mă rog, domnul Iacobianu... Doamne, dar să-ți contact, vă spun eu dacă veți. Acolo, deci niciodată nu-ți va apar număr de mașini, ci apar închiriere șofer, care va duce metri cubi de piatră. Ce apoi e piatră? Ia 200, e sunt banii pentru piatră, pentru să trine drumul. Care plătești bani acum, nu? Ceva de genul, nu? Nu-i chiar așa, apare, așa apare buget. Deci nu apar pe număr de mașini. Tu nu poți să spui că iau 500 de mașini de piatră. Ce apar, tu închiriezi șoferul, așa apare și pe seapă achiziția făcută. Vedeți că mă pricep la prima. Da. Vă spun, dacă vreți să spun tot bugetul, să știți că am învățat. Utilaje agricole, 2000 de lei. Ce fel de utilaje agricole? Cum? Utilaje agricole, suma de 2000 de lei, adică 20 de milioane vechi. Pentru ce? Ce utilaje agricole? Mă întreb la primărie. Drujbe, cu 100 de lei. La ce drujbă de utilaje agricole, nu știu eu? Nu știu exact, ați vă spun ce capitol. La ce capitol? Dar nu este capitol, eu am citit. La capitol, așa nu este capitol, am citit tot ce... Partea 3, înceapă. Vă dau de la școală, calculați. Combustibil, auto, drujbă, motocostare, este pus separat. Și aici mi se pare cam mult, totuși, 20.000 de lei. E foarte mult. 20.000 de lei, cam mult, nu-i mult. Însă 20.000 înseamnă 18.000 de lei, 1.800 pe lună. Deci înseamnă ce înseamnă asta? În banii aceștia poți cumpăra benzină pentru drujbă, benzină pentru motocostare, benzină pentru defrișări, benzină, să iei 18 milioane benzină no, o lună. 18.000 de litri. Eu vreau să vă vezi ca idei, deci eu am plătit bugetul în luna. 18.000 de litri? Păi da, păi ce-i fără TVA, deci un litru de motorină e în jur de... Da. Bine, acum știți calitatea, ați prins curs din conturi bune. Prostăduinile să-ți facă normativa pe fiecare drujbă cât poate consuma și cât fiecare... Apoi, legis, ce-i ăsta? Ce-i legis ăsta? Este un site în care primesc că acolo afli dacă la lui este incompatibil sau este compatibil. Nu este asta, deci legii este vorba de unde sunt toate legile actualizate la zi. Nu era consultanță judiciară, acolo ce trebuie, aveți ceva acolo, cu ceva acolo, mai era acolo. Aveți ceva de legislar, consultanță pe legislație, ceva de acolo. Școala gimnazială cum nu are, ce să nu discutăm. Consultanță juridică. Juridică, da. Plăcuțele astea de identificare mopede și vehicul lent, nu le plătești cel care le ceri? Noi trebuie să le ai fizice, bine, dar omul care... Eu îmi trebuie o plăcut, dă-mi plăcesc, prin sau gratuit. Domnul Duvaru, prin taxă îți plătesc banii. Dar tu care ți-o produc, acum ți-i plătești omului care îți produce plăcuța, cu numărul. E bine că așa se aude și un cetățenie. Și ce sunt, sunt trebuie de acolo? Eu am citit... Da, frate, mi-a dat libera, dar 1.430.000. Asta este bugetul. Cumplirea anexă centrală termină sediul primării. La primăria nouă sau asta, primăria asta? Nu avem la primăria asta v-ați construit pentru centrală sau la primăria? Nu am prevăzut, nu știm. O fășa am trecut. Vom vedea. Cu ce? O luat pe aia la mără și puneți aici. Cu 500.000 de lei luat cu 2 excavatori? Era deja făcut pe seama de 2 excavatori achiziția.
Dar chiar, specializarea, de ce ați încă vreo buget? Unii mă întreabă la? Câți bani? La Budo? Dacă la Budo. 500 de mii de lei. Dar era deja făcut achiziția, PCA. Păi, planul de achiziții pe 2021, tot ce se cumpără de la 1 ianuarie până la bugetul anului? Păi, nu. Planul de achiziții, vorbim de planul de achiziții. Nu vorbim de buget. Deci, unii nu am fost. Deci, am agregat închiderii utilaje, închiderii camion șofer, sunt 180 de mii, dar e modernizare drumul local în stat Filipe, până la Filipe, de altă sumă. Asta ce s-a construit? Păi, dar nu avem proiectul în derulare. S-a încheie, nu s-a încheie proiectul. Nu s-a încheie. Cine dorește mai cuvânt? Na, eu am ce am avut întrebat eu pentru mine, am întrebat. Nu, așa o fost, o am răzut. Cine dorește mai cuvânt? Deja buget, dacă scândurile de buget. Adică, sunt bun la vot. Cine este pentru? Nu prea. Faci numai reclamat, nu ce spui de un pic. La bugetul, cu asta lucru... Păi, mai vot... Cine este pentru? Să vedeți până sus. Deci la punctul 11, proiect de hotărâre privind transformarea unui post contractual din cadrul compartimentului serviciu public de asistență socială prin actualizarea organigramului. Doamna secretară, să credeți nume și pronume cei care votează. Da. Hotărăște. Se aprobă transformarea unui post contractual din cadrul compartimentului serviciu public de asistență socială și actualizarea organigramei și a statutului de funcții pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Filipeni, conform anexei 1 și 2, care face parte integrantă din prezența hotărârii. Compartiment serviciu public de asistență socială, funcția contractuală existentă, asistent social Deputată. Așa scrie aici. Deputată. Funcție contractuală propusă, tehnician în asistență socială. Articolul 2, prezenta votării, va fi comunicat către Secretarul General al Comunei în termenul legal instituției prefectului județului Bacău. Despre cine și cum e vorba? Sau nu este o persoană? Nu, asistență socială tehnician în asistență socială. Păi da, despre cine este vorba? Persoană? Persoană. Nu a funcție. Am înțeles, am înțeles. Am văzut că este și persoană. Și statutul din funcții, ăsta-i? Asta-i ușor, dar nu am statut. Vă dau citire la statutul din funcții, vreți? Da, da. Așa. În funcție statutul. Da. Ambrozie Rodica, primar. Ignatescu Daniela, secretar general comun. Viceprimar nu-i trecut, da, doamna Florica Cantără de Mare. Așa, departamentul B, dacă au fost persoane A, cu funcții de conducere. Vacant, consilier 1, superior 1, ies, la nivel de studii, adică superioare. La 3FP, Dornescu Eugenia, consilier 1, superior, studii superioare. La 4FP, Dornescu... Nu luați-le așa, compartiment financiar contabilitate. Sunt 4 posturi, da, din care 2 sunt vacant, unui temporar vacant, care este al doamnei primar, care este, așa, Dornescu Eugenia și Dornescu Eugenia. Da. După aia, celălalt compartiment. Compartimentul 2, tehnic, dezvoltare, urbanism, amenajare, teritoriului. Iacobine Cornel, consilier, 3, studii superioare. Așa, la compartiment 3, asistență socială, vacant, asistent social, așa, studii debutant, în așa, dar este vacant. La punctul, la articolul 4, serviciu poliție locală, temporar vacant, polițist local, asistent, studii medii. Vacant și polițist local, 2 și 3, că văd că 3 posturi. La compartimentul 5, situații de urgență, Bobob, Doinița, Brândușa, consilier, asistent, studii superioare. La compartiment 6, compartiment implementare, proiecte cu finanțarea externă nerambursabilă. Nu văd nimic aici. Domnul Vacan.
Compartiment 7, compartiment secretariat, informare relații cu publicul, resurse umane, vacant. Compartiment 8, compartiment cadastru agricol, Plănescu Elena, consilier studii superioare, Andronache Daniela, consilier studii superioare. La compartiment 9 sunt 5 posturi vacante. Unul pentru tehnician în asistență socială, psiholog, asistent medical comunitar, inspector de specialitate, personal de întreținere îngrijitor. Toate sunt vacante. Acela a fost angajat aici, nu? Asistentul medical. Asistentul medical și arhivarul din Italia asta. Vasilaș Marian, îngrijitor. Arhivar este vacant. Și șofer microbus școlar scrie tot vacant. La compartiment. De ce? Pentru că noi avem microbusul școlar, iar de la instituția prefectului ne obligă să avem și postul de șofer în organigram. Că au rămas cum a fost înainte șoferul. Am spus acum șoferul, rămas acolo, nu-i pus să-i... Ați modificat acum, era până acum în... E fost întotdeauna. Nu, de când am achiziționat microbusul pe UAT. Că celălalt microbuz nu e modificat acum. Celălalt microbuz era fost al școlii. Da. Punctul 10 aici a trecut 11. Așa au venit achizițiile de la Ministerul Dezvoltării. Au fost făcute pe UAT-ul. Și atunci ne-a obligat să avem și postul de șofer. Nu s-a mai făcut transferul șoferului de la școală la UAT. Dar dacă e necesar, nu e nicio problemă. Deci total, doi demnitari, total funcții publice 14, numărul de funcții publice de conducere 1, numărul de funcții publice de execuție 13. El normal, la prefectură apare în organigrama UAT-ului. Funcții contractuale 12. În cazul de doamnă, deci... E singura modificare, transformarea postului din... Asistent social, în tehnician, în asistență socială. Deci, se spune că a făcut și tot, de acolo am fost avut două angajare de la... Una singură. Și aici am angajat pe... Arhivar, da? Deci, dacă ar fi toate posturile să fie toate să fie ocupate... 22. 26. În afară de alea 5, care sunt a centrului de zi. Da. Dar sunt subordonate, că sunt locale. Deci, de-o verificat o dracu 26, da? Da, da. Foarte bine. O, ar fi o lătere. Păi, ai comuna dacă are cu 14.000 de locuitori, cum? Ce trebuie? Cine se înscrie la cuvânt? Da, cine se înscrie la cuvânt pentru că este respectiv. Dacă nu se înscrie nimeni, cum la urmă? Cine este pentru? Pe tema cu doamna Eugenia. Deci am fost specificat că grupul liberalilor format din așa se abține, ca să nu există TPS. Nu ne abține mai mult. Ca să nu există TPS. Astea o să citim împreună, nu? Doamna primar, domnule... Dar ce vreau să vă întreb, pe lângă faptul ăsta? La consumul de carburant. Cum se calculează pe kilometri efectuați sau echivalenți? Deci noi astea, benzina care vă smați la mașină, microbuzul școlii, cum calculați carburantul? Pe efectuați sau echivalenți? Cum calculați? Dar calculezi că de microbuzul meu? Deci cum se calculează? Nu ați calculați, că e echivalentul meu dumneavoastră, nu? Deci nu-i... Cum se calculează carburantul? Deci dați-mi un răspuns. Eu v-am dat start. Pe efectuați sau echivalenți? Deci modelul de calcul. Vă răspunde doamna contabilă. Program care... Vă răspunde doamna contabilă. Dacă e program, înseamnă că va fi numai program. O dăm și la alt program. Mă interesează cum se calculează calculantul. Păi, efectuați kilometri sau echivalenți? Echivalenți. Nu știu. Doamna contabilă vă răspunde. Doamna contabilă, ia dați cu subsemnatul. Cum se calculează calculantul consumat pe OAT Filipeni? Microbuz, mașini, primărie? Pe kilometri efectuați sau echivalenți? Nu, fiecare tip de mașină are un consum de conform cărții de identitate. Eu v-am întrebat, efectuați sau echivalenți? Și foaia de parcurs
Filipeni Bacău are trei tipuri de exerup, are trei tipuri de drum, KN și trei tipuri, fiecare cu un consum după tipul drumului. Deci, în momentul în care noi avem o deplasare de la Filipeni la Bacău, avem, cred că, 8 km pe drum de categoria C, 18 ar veni B și diferența până la 35 de tip A, cum s-ar spune. Și cum îi luați kilometrii ăștia? Cum îi băgați? Deci avem un program, avem program și mă... Da. Numai la stat poate să fie așa ceva. Deci numai la stat se poate fi așa. Dar așa este... Deci nu pe efect doar, ci pe echivalenți. Deci pe echivalenți, pentru că fiecare tip de drum are un consum. Deci dacă ai o pantă mai inclinată, îți dă... Da. Așa. Dacă mergi la vale... Dacă ești în oraș, îți dă cu 0,8 consum mai mic. Deci astea sunt consumuri normale. Doamna Condală, vă rog, vă dați așa, vă văd toată lumea. Mă vede toată lumea. Acum stau cu ușul, ți-l rog, hai. Aș prefera să stau după ușul. Dar așa că dacă aveți nevoie de aia, trebuie să deschidem ușa. Deci, primind de exercițiu bugetar, la data de 31-a, 3-a, ne spuneți? Așa, pentru că nici nu am avut buget, ce credeți de... Prevederile bugetare sunt la nivel de proiect. Prevederile execuția se încheie cu un excedent de 1647, parcă așa ceva, un excedent de 1647-405 lei, suma este mare. Aici, în schimb, avem și prefinanțarea de 1282.000 lei, pe care i-am primit pentru proiectul școală coordonatoare și care, din cauze obiective, nu i-am cheltuit. Cauza noastră. Cauza PNL, așa spuneți, așa, deci am spus din cauze, din motive obiective, nu s-au cheltuit. Deci din acest 1647 cheltuim materiale strict în afară acestui proiect, avem 522.000 lei. Pe total avem un excedent de 1647.000 lei la 31 martie. Care este supus spre aprobare. Domnul consilier, întrebați-o pe doamna... Detaliat, dacă doriți, pe aliniate, articole și aliniate, dacă vă spune ceva... Simpli materialul ședință. Nu mai puțin, cam la urgente, execuția. Dacă doriți un aliniat al nume, putem vorbi. Dar la 31 martie, cheltuielile sunt aici, excedentul ăsta este buget, la 31 martie, da. Deci, dacă doriți un aliniat al nume, așa vă spun o listă de... Poftim, la salarii de bază, în procent de 89%, acum, în funcție de ce doresc dumneavoastră, detalierea mea este pe articole aliniate și așa mai departe. Venituri. La 31 martie avem 2200, 135 lei și 64 de bani. Cheltuieli avem 552, cum am spus mai devreme, 729, cu un excedent de 1647 de lei. Așa, ia să vedem. Autorizații executive la salarii de bază, în proporție de cheltuieli, în proporție de 89%, indemnizații persoane, adică domnii consilieri 88%, indemnizații de hrană 96%, vouchere de vacanță 0 lei, pentru că în acest an nu primim, contribuția asiguratorie pentru muncă în proces de 80%, cheltuieli materiale, furnituri de birou 59%, materiale de curățenie 20%. Dacă doriți procente, dacă doriți plăți efective, vă pot spune. De exemplu, furnituri de birou 1700 de lei, materiale pentru curățenie 200 de lei, încălzit iluminat 400 de lei, 21%,
carburant subrefianță 1977 de lei 40%, piese de schimb 0 lei, transport 273 de lei, poștă 999.956 aici avem 100%, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 93%, 27.000, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 8.600 într-o porție de 57%, reparații curente 0, materiale sanitare 1.000 de lei, dezinfectanții 1.000 de lei, vite de inventar 5.800 de lei, 49%. Construcții proiecte 50.000 de lei, cheltuit 0. Mai departe, transferul din bugetele locale pentru instituții, pe toate instituții 7.000 de lei bugetat, 0 lei. Aici sunt transferurile către Consiliul Județean pentru susținerea persoanelor instituționalizate, probleme de sănătate. La capitolul 61, protecție civilă și contra incendiilor, așa, salarii de bază, indemnizații de hrană, vouchere 0, contribuția asiguratorului de muncă, în proporție de 89%. Carburanți, umbrefianți, 0%, nu avem nimic altceva la capitolul ordine publică. La școală. La școală, la învățământ preșcolar, 200 de lei, 0%, tichete pentru grădiniță, 5.000. La învățământul primar, ajutare sociale numerar planificat 25.000 de lei, cheltuit 0%. Ce mai avem aici? Furnituri de birou 3.000%, materiale pentru curățenie 6.400, încălzit iluminat din 20.000, cheltuit 4.221%, carburanț umbrefianț 4.100, cheltuit 847,21%, piese de schimb 2.900, cheltuit 400,014%, poștă 6.333,005%, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 63.000, numai 0,05 cheltuit, reparații curente, materiale dezinfectanți, atribuții de inventar 0. Deplasări interne 1.200 de lei, pregătire profesională 0 lei, finanțare națională, aici sunt cei 1.282 de lei, bugetați și încasați necheltuiți pentru proiectul de școală pe care l-am amintit anterior. Așa, sănătate, 13.000 de lei pentru obiecte de inventar, 13.000 de lei, sistem de supraveghere, da, am amintit. Așa, ce mai avem? La 66... Ajută la sănătate. Poftiți? Pe supraveghere ajută la sănătate, nu? Sistem de supraveghere, video. La sănătate ajută. Poftiți? Deci supraveghere ajută la sănătate, nu? Sistem de supraveghere video la centru de zi, pentru că este multă aparatură, este într-un loc izolat, era necesar să fie acoperit video. Așa, ce mai avem? 67 biblioteci comunale, nu avem decât salarii de bază, indemnizație de hrană, contribuția asiguratorului de muncă, doamna bibliotecar, care se ocupă și cu asistența socială. Așa, 67, asistență acordată persoanelor în vârstă. 10.500, cheltuit 2.896,028. Persoanele care au fost instituționalizate în cămine pentru persoane cu nevoi și fără susținători. Am cheltuit în proporție de 28%. Asistență socială. Asistență socială, salarii de bază 72.000, cheltuit 68 în proporție 68.000, 95%. Contribuția asiguratorii de muncă 3.1500, realizat 51%. Ajutare sociale în numerat, aici sunt, avem 10 persoane încadrate cu contract de muncă, asistența ai persoanelor cu handicap și 25 de persoane fără asistență, indemnizații primite direct de persoanele bolnave, în proporție de 110.094 cheltuite, în proporție de 86%. Apoi mai avem 11.000 din 11 ajutoare sociale în numerat. Aici sunt persoanele care au luat căldură în luna ianuarie, 5.660 de lei. Și mai avem persoane care primesc ajutoare de înmormântare, cei din familiile celor cu legea 416, cu probleme
Așa, 1000 de lei ați aprobat pentru dosarele acestor persoane, pentru fiecare deces. Așa, noi avem încălzit iluminat și forță motrică, capitolul 70, iluminat public și electrificări, din 30.000, cheltui 23.625, 79%. Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, 10.2790 realizat, 28%. Partea active fixe, avem 10.000, nu sunt cheltuiți în acest moment. Mai avem 150.000 pentru proiectul rețea de alimentare cu gaze, 150.000 prevăzuți din excedent, nu s-a cheltuit nimic, 0%. Așa, ce mai bună, 74, apă, canal și sanitate, bugetat 20.000, realizat 1075. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, 500 de lei bugetat, nu s-a cheltuit nimic aici, în momentul în care avem decese. Avem cadavre pe raza comunei, suntem obligați să ducem pe banii comunei. Noi trebuie să plătim transportul cadavrelor către centre de distrugere a deșeurilor. La capitolul drumuri și poduri, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 30.000 bugetat, cheltuit 0 lei. La capitolul 71, la construcții, pentru proiectul drumul din modernizare drumuri locale, tronsonul de la Drăgănești, 1610 și 300 pentru poduri și podețe, celălalt proiect. Contracte încheiate cu Ministerul Dezvoltării în derulare. Așa, apoi mai avem tot la drumuri și poduri, la 71.002, mașini, echipamente și mijloace de transport, bugetat 500.000 pentru acel budul excavator. Am înțeles că nu s-au cheltuit nimica, în schimb au pornit procedurile de achiziționare. Alte active fixe, 5.000 de lei, în care nu s-a cheltuit nimica. Deci, în total, 4.804.200 bugetat și cheltuit 552.729.92 în proporție de 0.12%. V-am explicat, sunt excedentul 1.647.405, în schimb 1.282 sunt sume a proiectului Școală Coordonatoare Filipeni și cam atât. Supunem aprobării dumneavoastră în încheierea exercițiului 31 martie 2021. Doresc să-ți mai iei cuvântul? Dacă nu spun la voi, cine este pentru? Deci la punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuielilor realizate de investiții pentru anul 2021. Așa. Iar. Hotărârea numărul din 19 iulie 2021 privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuielilor și a listei de investiții pe anul 2021. Consiliul Local Filipeni, întrunit în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2021, văzând referatul de aprobare a domnului primar numărul 1518/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, având în vedere legea numărul 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, având în vedere legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ulterior, având în vedere raportul compartimentului de specialitate numărul 1519, având în vedere a 2-a administrației județene a finanțelor publice Bacău numărul 445 pe 17 martie 2021, prin care se comunică sumele falcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, cod 11.0202, alocate bugetului local pe anul 2021 și estimări pentru 2022-2024, adică acum avem un buget actual și estimările de încă trei bugete. Pentru, mă scuzați, aici mai am variante pentru dumneavoastră, dacă să ne urmăriți în timp ce vorbim.
Da, potrivit prevederilor articolului 6 alineatul 4 și 7 din legea bugetului de stat numărul 15/2021, se comunică estimările pentru cota directă în procent de 63% din cont 040201. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cont 11/0206 și cont 040204, sume alocate din cota de 14% din impozitul pe sub și estimările pentru anii 2022-2024. Având în vedere adresa administrației județene a finanțelor publice Bacău, numărul 481 din 1 aprilie 2021, potrivit adresei numărul 463.040, a Ministerului Finanțelor Publice și hotărârea Guvernului 353/2021 pentru modificarea hotărârii Guvernului 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard pe elev preșcolar pe an și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat din cote defalcate din TVA prin bugetele locale pe baza costului standard pe elev preșcolar, legea educației naționale numărul 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Toate astea sunt pe o singură adresă. Apoi, anexa numărul 2 și 6 la decizia Inspectoratului Județean Bacău numărul 15 din 31 martie 2021, în care se comunică sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru bugetul pe anul 2021 și estimările orientative pentru anii 2022-2024. Având în vedere adresa numărul 6441 din 9 aprilie a Consiliului Județean Bacău, Direcția Economică și Managementul Calității, Serviciul de Cursa Cheltuielilor, sinteza și evidența bugetului prin care s-au comunicat sume astfel. În baza prevederilor articolului 4, litera C din legea 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 43 din 9 aprilie. În baza articolului 6 aliniatul 6 din legea 15 privind bugetul de stat pe anul 2021, din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 42 din 9 aprilie 2021. Având în vedere adresa Consiliului Județean Bacău 6462 din 9 aprilie referitor la articolul 243 aliniatul E din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, de înaintare în copie a hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 42 din 9 aprilie 2021. Toate aceste adrese, prin toate aceste adrese, am primit sume și cote din bugetul de stat. De aceea și le-am și citit în amănunt. Având în vedere gradul de realizare a veniturilor proprii din anii precedenți, în baza căruia se fundamentează veniturile proprii pe anul curent, așa cum precizează Ordinul Comun al Ministrului Administrației și Internelor și al Ministrului Finanțelor Publice numărul 244/2651/2010. Având în vedere prevederile articolului 58 aliniatul 1, litera B din legea 273/2006 privind finanțele publice locale modificate și completate ulterior, privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului anual. Având în vedere raportul de avizare a Comisiei de Specialitate, în temeiul articolului 133 aliniatul 1 litera A, articolul 134 aliniatul 3, articolul 139 aliniatul 1, articolul 196 aliniatul 1 litera A, articolul 197 aliniatul 1, 4, articolul 198 aliniatul 1, 2 și articolul 200 din ordonanța urgent de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ hotărăște. Se aprobă bugetul general consolidat de venituri și cheltuieli al Comunei Filipeni, articolul 1, pe anul 2021, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Buget general care cuprinde. Bugetul local propriu inițial al Comunei Filipeni pe anul 2021, în sumă totală de 7.329.500 lei la partea de venituri și 8.175.400 lei la partea de cheltuieli. Aici veți vedea că partea de cheltuieli este mai mare decât partea de venituri, diferența constând în suma de 845.900 de lei, sumă care o avem în excedent și care, conform legilor, este o sumă pe care o folosim doar pentru proiecte. Deci diferența între venituri și cheltuieli este această sumă de 845.000 care o regăsiți la sfârșitul
deficitul secțiunii de dezvoltare, 845.900, acest deficit, de fapt, nu este un deficit, este o alimentare cu sume din excedent. Așa. Mai departe, cheltuielile din bugetul local sunt detaliate pe secțiuni. Astăzi, secțiunea de funcționare venituri 3.492.400 lei, secțiunea de funcționare cheltuieli 3.422.400 lei, secțiunea de dezvoltare venituri 3.907.100, secțiunea de dezvoltare cheltuieli 4.753.000 lei, din care 845.900.000 lei din excedentul anilor precedenți, ce am spus adineauri. Apoi, bugetul inițial al școlii gimnaziale Filipeni în sumă de 208.000 lei, din care 143.000 lei din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul 104 din legea 1 a educației pe 2011. Apoi, tot în acești 208.000 pentru școală sunt prevăzuți 21.000 lei sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea burselor, 27.000 lei plata stimulentelor educaționale alocate copiilor din familii 21, din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, adică 27.000 de lei. Copiii de la grădiniță primesc acele etichete de 50 de lei. Așa, și 17.000 lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale special integrate în învățământul de masă. Articolul 2. Se aprobă fondul salariilor de bază pe anul 2021 în sumă de 1.767.200.000 lei repartizate pe capitole conform anexei 2. Este la dosar. Da. Articolul 3. Se aprobă utilizarea sumei de 845.900.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea proiectelor conform anexei. Anexă care se găsește aici. Articolul 4. Se aprobă număr de 10 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. Articolul 5. Se aprobă lista detaliată a obiectivelor de investiții conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției, prefectului, compartimentului de specialitate, pe site-ul primăriei și... Acum. Dacă doriți detalieri pe capitole, articole, paragrafe, aliniate, cum doriți. La capitolul de tichete pentru grădiniță, suma aia de 50 de lei, da. Rugămintea aș avea să le dați. Nu când expiră la sfârșitul anului, când mai au o săptămână, omul nu mai poate să le mai, nu le mai ia niciun utilizator comercial, că zice, doamne, nu pot să le mai iau, că nu se. Eu v-am spus că au fost probleme acum un an de zile. Poate cineva care nu le-a cerut, dar noi am spus că au venit la mine, mi erau 3-4 zile și am spus, eu nu pot să-ți dau marfă, că nu mai ia nici mie. Noi primim de la școală în fiecare lună prezența. Tichetele sunt luate, doar dacă... Le dați mai din timp. Ca să se poată folosi pe planul de vedere. Mai din timp nu putem, pentru că ele au un curs, o procedură. În fiecare lună primim prezența. Noi avem aceste tichete cumpărate. Deci, în funcție de cum se prezintă și primim în fiecare lună pe mailul primăriei, fiecare lună este prezența. Dar și cum vin să le ridice? Ei nu vin să le ridice. Deci, eu m-am dat azi, v-am spus, au fost probleme, nu știu, cu câteva tichete am trecut, cu chiu, cu voia, m-am rugat de o firmă, mi-am dat la oameni de sărbătorile, și nu putea să-și cumpere, vreau și carne, ce era? Da, e vorba de decembrie, nu m-am spus momentul ăla. Deci a fost, nu este o... a fost ceva... Dar pentru a fi o bună promovare în comunitate, faptul că atunci când vin tichetele astea, vă rog frumos să mă anunțați și pe mine și când le dați, eu mai sunt din părinți. Să vină să vină. Avem asistența socială. Dar nu, dacă totuși n-am zis informația să mă gândesc la ei, dar dați fi cu totul mai transparent. Dar ce a venit? Despre ce e vorba?
și persoană de clasă bolzia, nu, nu? E vreo și scumpări sănaci, eu n-am lipsa de dau produs de bancari pentru că erau târziu tare. Fiecare domn învățător la clasă poate spunea, trimiteți părinții după... Avem de WhatsApp cu care îi dai și trimit la fiecare. Și așa fiecare vede și nu, da. Dacă putem scris de arătător, noi putem să vă arătăm. Chiar dacă aveți. Deci acesta este un plan. Da, erau păcat, că vreau să fac și sărbători ceva cu altul și nu puteau. Deci aceste sume fac parte dintr-un buget inițial. După cum știți, vom avea nevoie de rectificări din trimestrul 3. Vom putea face modificări sau ducem sume acolo unde este nevoie în caz în care apar alte necesități, alte, după cum știți foarte bine. Dacă mă pot zi la cuvânt... Da, puteți să vă spun, domnul. Deci acum v-am spus, de la început, eu am analizat bugetul și am primit alte sume, după care am văzut că acele sume au dispărut din partea complementară. Deci nu vorbim de finanțarea de bază, care vine de la minister, pe costul standard pe elev. Din partea acelor ajutor care vine din partea primării, normal că am rămas un pic contrariat, pentru că copiii nu sunt ai mei, copiii sunt ai comunității. Am văzut că la obiect inventar, deși am rugat să fie o sumă cât de mică, eu mă descurcam, vă las până la cauza care, ca să terminat, am văzut la navetă, deși existau estimări pentru anul 2021, suma nu integrată. Dar vreau să fac o precizare, nu știu ce ați primit, pentru că noi avem un singur... Eu vă spun ce am primit, am primit, primit cifre înainte și au fost modificate ulterior. Deci nu avem, deci doamna contabilă la dumneavoastră, cum a făcut bugetul, noi deci nu intervenim cu bugetul făcut de, doamna, de contabilul școlii. De ce vă spun așa? Eu am adresă, eu am ședință și avem un singur material. Vă spun de ce. Pentru că doamna contabilă, având precedentul anilor anterior, era prevăzut în buget, într-adevăr, domnul, când am transmis proiectul de buget săptămâna cealaltă, în buget apăreau sumele, diferența după hotărârea Consiliului apărea referatul dumneavoastră și a domnului Ambrosie, că aveți amândoi cât un referat pentru 25.000 cheltuieli cu deplasarea și prinsese doamna și acolo. Da. Și cred că la dânsa probabil au făcut și 1 pe 12 din bugetul anilor precedenți, unde am avut sume la obiecte de inventar și așa mai departe, iar și bineînțeles acum dacă se... s-au prins doar sumele din finanțarea de bază prinse de la 11.02.02 fără sume alocate din partea bugetului local, de aici vine diferența. Asta e situația. Fac o precizare. Dar vreau să vă trebuie de la capăt. De la bugetul standard cost, doamna contabil poate să vă prinde la obiecte din inventar. Deci la buget. Sunt insemnit. Nu are voie. Nu are voie. Nu are voie. Deci nu. Deci la viu. Dar cum adică? Deci articolul 104. Dar termina, cheltuiți-vă întâi. Doamne, eu pot să fac. Doamne, eu am finanț contabil și contabil. Eu banii vreau să folosesc pentru copii. Am văzut la bugetul pe navetă, e singurul an în care, deși domnul Mircea Ambrozie a estimat suma de care am nevoie pentru navetă, anul acesta sunt nevoit lunar să vă trimit dumneavoastră hârtii pentru rectificare bugetară. Când putea să dați bugetul, pentru că noi avem activitate. Să nu vă imaginați că directorul la Ribuș va lua bun ordin de deplasare. Am 4 luni de zile, nu o să apară nici în ordin de deplasare pe numele Olariu. Pentru că am demnitatea, mă duc la Bacău și fac ce trebuie școlii și programez în ziua aceea și o treabă personală și nu voi deconta din banii copilor. Și o să vedeți că pe toate... Acum că din decontarea la navetă nu se decontează ordinele de plată. Erau și decontarea la navetă. Erau și acolo ordine de deplasare. Acolo sunt capitolii separate. În același capitol. În același capitol mare. O să vedem. Deci, ideea este că nu are ce o pandemia. Pandemia din contra spune pandemia. Eu eficiență cei 143.000. Dar nu am voie să-i dau de acolo la navetă. Eu trebuie să vin un an la dumneavoastră să fac rectificare bugetară. Ne centralizăm. Era normal să-mi dați bani să vă verificați cum i-am cheltuit. Tindeați contabil ce aveți expert dumneavoastră și vedea cum e. Dar ca să verificați la corarii,
fond. Dacă ora Iulia o deplasare, vă arunc de acum. Nu vă obosiți că ora Iulia ora Giorgi deplasare. Dar nu mă obosesc pentru asta. Deci altceva. Deci vreau să vă spun să folosiți pe eficiență că aveți bani, 1.400.000 de bani. Deci vă rog public să scrie acolo că poți să-i cheltuiți cu de conturi. Vă spun doar prima dacă cheltuiți pentru la veță sau pentru ceva. Nu aveți voie. Păi nu am, că e situația, pentru că dați spuneți, am 1.300.000. Lăsați naveta să vedem cât ce sumă se adună și vedem la următoarele rectificări. Deci finanțarea de bază, doar bunul și serviciile la 20 de ani. Cine are dreptul să iei bani de la veta? Doamna, doamna profesor, n-am venit și n-am să iau, domnule, eu am o locuință aici. Eu puteam să-mi iau ori de plasare să mă duc la Bacos de două puteam asigura pentru o mai bună asta, să fii și odihnit, poate să faci și ori suplimentare, să stea aici. Un apartament de serviciu. Da, ca vedem vreo Ceaușescu, da. Extraordinar, direct toate s-au schimbat. Când era în Bruzie, toate mergeau. Și eu din deplasare dar și toate. Doamne, sunteți penibili, credeți-mă. Deci astea sunt abuzul pe față. Mai penibile decât da. Dumneavoastră care ați locit în dar noi suntem gropari. Gropari, drum comunal, ne-ați stat plăcii din august până în 30 ani. Doamne, pentru realizările dumneavoastră aruncați vina numai pe noi. Pentru legalizările dumneavoastră aruncați vina PNL, PNL. Ați blocat? Așa ați blocat investiții? În față nu nici în stânga, nici în gata. PNL, PNL. Grupul Filipe? Ați blocat investiții? Și sobele în școli ați spus să vopsească din albastră, eu albastră ați spus să le vopsească roșu, cât a fost soțul dumneavoastră director. Deci ca să vedeți cât de penibil puteți să fiți, da. ați modificat culoarea la sobe în școli. Erau albastră, le-ați făcut roșii. Deci, credeți, doamne, că nu a fost un asemenea ordin. Ce noțiuni? Nu mai. Școlii poți să te duci, să te uiți. Nu trebuie să. Dacă le-a dat o culoare și da. Bine. Nu l-a spus nimic. Pe asfalt nu merge numai partidul social pentru copii. Iar tot ceea ce a făcut este pentru copii. Referitor, dacă vă pasă, ați făcut Consiliul de Administrație. Câte Consilii de Administrație ați făcut în partid? Câte Consilii de Administrație? Câte Consilii de Administrație? Notați, domnul Lariu sublinează că referitor la Consiliul de Administrație nu este treaba primară. Cum se spune? Da, vizit prezentat, să spun eu. Ați făcut vreo convocare? Ați făcut ședințele de Consiliul de Administrație fără convocare? Aceste ședințe sunt Vă rugăm frumos să deci nu am primit nicio convocare. Da, primăria nicio personal 303. Da, da. Deci pe adresa, deci toate convocările se fac pe pr@filipeneaarondiacu.com. Nu avem nicio convocare. Doamne. Nu avem un regulament privind. Deci este un statut de funcționare a fostului administrației. Fiecare la început a spus cum funcționează. Eu merg pe un statut. Păi ne-ați făcut convocările? Da, eu merg pe un statut. Da, eu merg pe un statut. Pe statut ne-ați făcut convocările? Domnul Lariu. Deci, haideți să terminăm întâi și aia trecem. Ați zis că nu a fost cu dumneavoastră, soțul dumneavoastră convocării, voi demonstra tot
făcut ce a fost prin regulamentul vechi, am mers de ordine de funcționare, vă zic administrație. A fost vreodată cineva din PNL când n-a fost convocat la ședință? Dar totul a fost convocat, numai când reamenestrați noastră, nu prea urmăresc. Deci trebuie să-i convocați toți membrii Consiliului de Administrație. Păi cum adică? Pentru că vorbim de buget și să nu cumva să-mi reproșeze mâine, poi mâine, Curtea de Conturi mie că ați înțeles greșit. Nu aveți voie să cheltuiți din banii care ați primit, de care am vorbit, pe navetă, pe burse, reparații curente. Ba, reparații curente au voie, doamnă. Au contabil propriu, doamnă. Nu, este nu. Nici nu răspundeți dumneavoastră. Deci să nu cumva să spuneți contabilul și ați înțeles greșit de la mine. Articolul 105. Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, sociale, alte cheltuieli asociate procesului de învățământ pe universitate de stat. Capital înseamnă reparații capitale, acoperișul pereții. Investiții, reparații capitale, consolidări, subvenții pentru internate și cantine, cheltuieli pentru evaluare periodică, cheltuieli cu bursele, cheltuieli pentru transportul elevilor, cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, cheltuieli pentru examinare medicală, pentru concursul școlare și activități educative, pentru asigurarea sănătății în muncă, situații de urgență, pentru participarea în proiecte europene de colaborare clarare. După aceea, 104 zice, aveți voie, dar mie eu am trimis cu bugetul, deci inițial, doamna primar, am trimis așa cum școala. Reparații curente nu scrie. Deci, stați să vă spun. Deci, am trimis inițial, din cei 143.000, domnul școala, au dus bani la reparații, la obiecte de inventar. Dar n-ai cum să faci reparații. Opriți-vă să lăsați un pic să mai explic. Și trezoreria mi-a trimis înapoi cu invalidarea proiectului, că a spus pentru 11, pentru 143.000 nu trebuie să se vadă decât la bunuri și servicii, la 20.01. Astea sunt servicii de reparații. Nu, reparații și cu astea vin 20.02. Prestări servicii. Nu. Capitolul, dar uitați-vă în buget. Dar stați, doamnă, când ajung reparațiile sunt la 20.02. Opriți-vă un pic, domnul. Reparațiile sunt la 20.02, obiectele de inventar la 20.05.30, deplasarea 20.30. Dar ce reparație? Haideți să ne discutăm mai bine. Asta este dar știți că bolnul legat jos de la școala gimnazială Filipina? Păi dar nu construim școală nouă. Și-a dat să prea scadă pe la tine. Păi acolo este o reparație, oamenii din serviciu. Ce îți spune acolo? Dumneavoastră răspunzi dacă are omul servici de acolo? Dumneavoastră ai fișa postului. Dacă eram mai rar, iubiatesc, cum făcea țeara? La ministerul am abuzat. Fac exact ce fi în fișa postului, doamne. Gati la școala nouă ești la geam. Da, am arătat amendă eu. Gati la școala nouă ești la geam. Dar DSP, din cauza asta. Pentru apă caldă. Aduceți amenda de la DSP. Da, ei trebuie, doamna, cu unii, domnul... La registratură n-am. La registratură, domnul, domnule, s-a pentru amenda la DSP eu? Păi nu, la registratură n-am. Nu mă zice, mă spune, domnul, domnule. Ați depășit circuitul, la mapă n-a fost. Doamne, eu plătesc la taxi, dar eu îți plătesc, dar nu vreau dumneavoastră. Doamne, eu nu vreau dumneavoastră, am plătit la 2000 personal de ei. Nu le-a pus, nici domnul, domnule. Legat cu bugetul, mai există deci afară de deplasare. Aproveți-o. E problema noastră. Eu nu fac deplasare, cu profesorii sunt aici școlii gimnaziale Filipene. Face rectificare lunară, veți vedea transparent 100% că sunteți. Diferențe de burse. Avem de la finanțare de la stat 21 de burse, pentru că m-ați încurcat dumneavoastră cu hotărâri din Consiliul Local, care m-au limitat. Și eu când am completat macheta, am fost obligat să completez macheta pe 30 de burse, de la minister a venit pentru 21, că au fost, așa au fost, de 75% din finanțare să o asigure statul, iar pentru chestiuni de diferență se vine la plan local. De la 21 la 30 de burse, trebuie să vină dumneavoastră cu o finanțare, să se registreze dumneavoastră, ca să nu, ca să fie, să vadă să fie public.
Deci da, având o finanțare, trebuia să vin de la Consiliul Local, pentru că aveți hotărârea 65 dată din Consiliul Local, prin care dumneavoastră ați găsit resurse financiare pentru 30 de bursi. Nu mai veni cu rectificarea. Dar nu putem veni cu rectificarea bugetară până la marți fiscalului, când te dăm acum în mai, când în februarie a făcut procedura. Copiii stau și mă așteaptă. Domn director, noi nu luăm bursi. Așteptăm bugetul de la primărie. Așteptăm bugetul. Deci dacă dumneavoastră acum nu prindim un buget, de ce nu? Hai să prindim. Cât era mai 36.000. 36.000. Deci vreau să spuneți public că va fi pe viitor, se va asigura? Deci vreau să analizăm, ca de fiecare dată, vom analizăm problemele și cred că de fiecare dată s-au... Doamne, dar stați un pic, de ce s-a analizat dacă aveți o hotărâre din Consiliul Local? Ce să mai analizați? Deci nu respectați sau doi acolo sunt local, clar. Deci de asta acum buget, de asta în buget, acum nu reprezentați. Dar ați terminat acum banii din ăsta. Doamne, dar este hotărârea anterioară bugetul, doar să-ți obligați să duci suma aia pentru 30 de bursi. O să ne ducem, domnule. Că duceți acum, modificați. Pe viitor, o să mai avem rechid. Doamna contabilă, vă spun eu, vă atac bugetul contencios numai pentru chestiunea asta, pe hotărârea 65. Băi, atacați contencios cu domnul Olariu Florin, nu. Convoacă membrii Consiliului de Administrație. Păi spuneți și asta, Colariu nu respectă atribuțiile. Era la bugetul pentru bursi? Și convoacă și asta. Deci ce ne știi? Ce ne știi? Ce discutați dumneavoastră? Ați publicat procesele verbale pe site? Dar nu sunt din chestia internă, nu ești vorbește să publică. Păi cei care participă. Vor veni și vor citi asta. Nu, aveți obligativitate de a le afișa pe site. Nu s-a afișat. Vedeți că economia cum se duce în jos. Haideți să avem cu toții. Vedeți-vă asta. Haideți să vedem cu toții, să avem grijă. Așa se cheltuie, să fim chipzuiți în cheltuirea banului. Am plătit o amendă, am plătit o materialul steliat. Plătește cu ea eu. Și nu mai aruncați așa după bunul plan. Haideți să trecem la Deci pentru reparație școală, eu am trimis o adresă scrisă pe 2 martie, am mai trimis una prin februarie, doamna primar are timp să facă mie reclamații, dar are timp la adresă. Deja, doamna, am registrat la prefectură, că nu răspundeți în termen, pentru că eu orice... Trebuie de... facezate adresele de la dumneavoastră. Doamna, de adresă, vizite, doar să ziceți conducătorul instituției. Da. Eu dacă nu trimit o hârtie cuiva, eu răspund, eu conduc instituția. Da, spuneți la reparații. Da, la reparații școală. Deci am luat amendă la Mărăști pentru balustradă neconformă, gratii la geam, pentru gardă, că unii zemnele nu sunt îngrădite. Nu este apă caldă în condițiile în care a existat un proiect cu central. Acum, cu apă caldă. Acum aveți apă egată, drumul la apă? La nu, doamne, la apă rece. Apă rece? Nu merge apă caldă, venea pentru apă caldă, ați zis la apă caldă. Apă caldă, pentru apă caldă. Vă exploda centrala aia, da. Pentru apă caldă, s-a luat amendă. Pune de limanul, cum avem la primul. Dar de limanul asigură siguranța copilor, că nu poți pune încinitură nouă. Te dar n-aveți îngrijitor care trebuie să fie. Dar, doamne, curent, dacă nu aveți sarcine corespunzătoare și că dacă nu e acreditat obiectul ăla să fie pentru copii, nu trebuie să-l punem noi acasă. Acasă ne-am curentat, e problema noastră. Dar într-o instituție publică, răspunde șeful instituției. Dar de limanul sunt niște... Sunt niște, pentru uz casnic, dar să zici că în instituțiile publice se pun anumite... Pentru apă, pentru că nu a fost o analiză la apă, am luat amendă eu. Stați un pic, păi avem și proiecte de școală nouă. Noi sperăm în via, într-un an de zile, să fie finalizat. Păi fiți cu siguranță că școala nouă va avea toate dotările. Până atunci iau la viua amendă, nu? E asta. E bun. Ia Olariu, avem un proiect în investiții. Păi nu, dar o să mă bat acolo ce e așa. Și cu microfonul curat. Vă bateți pumnii în pul, dacă aveți... Ați luat amende când aveți apă caldă? Da. Este proces verbal, întrebați, este proces verbal. Citiți-l dacă aveți curioasă. Și curate la geam. Curate la geam. Dacă nu ați vreo, curate la geam. Și am spus în ședința anterioară, am proces verbal și îmi pare rău că eu n-aș putut vin, că dacă știam, pregăteam proces și arătam că deja am proces înainte, că le spuneam la o băia, nu este aia, nu este aia. Și exact pe acelea lucruri. Am luat o amendă
Pentru că dacă se nu dea pe instituții, care zic, bă, dacă dea pe instituții, amenzi mai mari. Dați-mi 1000, domnule, că ați venit politic, domnule. Cât e? Maxim, dați-mi, că plătesc. Să vină politic, dar conducerea e de la dumneavoastră. Dar politic, băi, nu zic, semnăturile care au fost în alb, semnăturile care au fost în alb, date pe foaie. Aia era pus la parchet, să fac plângeri penal tuturor care au semnat în alb urtile prin sat. Știți că a fost la biserică, două mămici, soțiul tertar, înaintea să-ți povedi, că au semnat și n-au știut ce semnează potriva mea? Era bun atunci să-i fac declarații, nu faceți dumneavoastră. Este vorba? Nu se numează, nu, lasă-mi să-i spun. Dar reparații, v-am spus, v-am trimis, am toate documentele, vă atac cu hotărârea de buget, vă atac în contencios, numai pe capitolul acesta. În rest, nu mă interesează, faceți ce să aveți majoritate, noi suntem în inferioritate, întotdeauna ne-ați băgat în seamă. Problema este că trebuie să vedem, să fim uniți, să ne vedem împreună, vi trebuie... Comunist, doamne, dacă dumneavoastră până acum, întotdeauna, pământurile au fost ale școlii, le-am dat școala, cu, de la sine putere, dreptul școlii. Doamne Eugenia, ați fost la ultimul control al Curții de Conturi când a atras atenția cu terenurile, chiar ați și dumneavoastră prezentă cu terenurile școlii. Ați fost și dumneavoastră prezentă. Când a atras atenția că este o problemă. Când a fost ultima... În 2019. În 2019, cine era director atunci? Păi știam că trebuie... Dar de ce n-ați luat măsuri atunci? De ce n-ați luat măsuri imediat atunci? Că era o eroare, când v-a atenționat cu urmea de control. De ce nu ați luat nimeni de măsuri? Da, vă spun sincer, vă văd în procedura să le luați, nu mă faceți cu banii aia ce era pentru comunitate. Când noi școala ne lipsim de 1000 de lei pe lună. Și așa nu au plătit la timp. Și așa nu au plătit. Singurul fermier care a plătit la timp arenda a fost domnul Ciută Gheorghe, care a fost serios. Deși la domnia sa era o formă nepusă la loc. Noi primeam boabe din natură și nu era un document prin care trebuia trecută... Dar primeați contravaloarea sumei. Dar nu te-am, nu era un document în care să spună că boabele... Nu e școala boabele. Dar pentru documentul ăla lipsea. Și azi domnul Ciută, lipsește documentul ăsta. În rest, a fost singurul om serios care anual și-a plătit la trezorerie, la caserie și-a plătit la școală și-a plătit arenda. Și nici nu aveam niciun interes să iau, avea drept de preemțiune și aveau drept de preemțiune toți. Numai cu singura condiție era să vină să plătească la zi arenda de drum, că așa este normal. De ce n-au plătit? Nu știu, de singura sumă 700 de lei de la domnul Ciuță. Întotdeauna așa plătit. Atunci să plătească anul tot ce? Domnul și-o plătit. Păi da, să plătească tot ce? Dar domnule, i-am spus-o și în particular. Păi să plătească, doamnă. Și erau 5.000 de metri pătrați. Cine sunt ceilalți? Cine sunt ceilalți? Nu vreau să fac, nu vreau să fac public un contract. Dar eu singur om care vreau... Nu este dat pe cineva. Este un contract de redare. Doamnă, vreau să-mi spună cine e. Cine? Niță. Domnul Niță, nu știți de el? Care are 2 hectare jumătate la Mărești, nu știți de. Dar nu are 2 hectare jumătate, mai are numai 2 hectare. Deci jumătate de hectare nu este acoperită. 2 hectare, a plătit vreun leu da. La școală. Am mai dat. De ce nu a plătit? Păi nu stați un pic, nu cred că e dat pe zică, nu-i dat. Păi data nu arte, sunt pătrații din totdeauna. Păi e vorba de anual, probabil anul trecut nu arte. Păi nu arte, trebuie să achite pe tribut anului, acum avea la apie, expira contractul. Dar și care este situația? Asta le-am pus, atâta le-am pus, dar trebuie să adresa acasă. Dacă ei n-au răspuns. Deci putea să le opresc contractul. Nu mă interesează, nu vreau să fac un abuz. Nu am să fac interese de ascunse. Persoanele de la voastră nu mă interesează. Dar să vin să fac acte legale, să fie licitații. Pentru că nu pot de la sine putere să încheie un contract de arendare cu terțe persoane. Ce zici, era consiliul de administrație, făceau, stabileau o comisie de licitații, un proces verbal de atribuire, încheiau un contract de arendare și nici nu mă interesa. De 5 ani, nu cu anual, vin la mine să-mi încurce activitatea. Să-mi încurce activitatea anual, să fac contracte de arendare. Activitatea cât voi atingi în mod. Păi ce nu, dar doamnele, deschizi proceduri. Vedem cum vedem. Dar doamne, vedem eroi de acum. Veniți cu, găsim soluții. Păi dar eu am vrut să fac, când am vrut să fac, ați venit că vine olariu, face olariu, nu știu ce faci, ia olariu în pământ. Nu ia olariu niciun pământ. Acasă nu trebuie. Nu vă zici. Eu mă preocup de pământul la biserică, a 2 pe 1, că nu știu cât trăiesc. Nu vreau să fac o asemenea afirmație, pentru că știam din punct de vedere juridic cum se reglementează. Deci n-am făcut și nu fac o afirmație. De procedură. Eu știu procedura totală. Aveți și dreptate, nu aveți nici dreptate. Neștiința se plătește. Dacă vreți să faceți. Da, am pus până așa, am citit.
neștiința, din câte controle mi-ați trimis 22 de reclamații anul trecut, toată întruparea, eu nu am plătit amendă. Da, întruparea, că ați ținut dumneavoastră? Întruparea e mafioată. Pare e Sicilia. Pare e Sicilia, n-am întruparea. Dar ați semnat acum în 2021 o petiție, fost că era semnat. Dar dumneavoastră ați făcut, doamna, dar dumneavoastră ați făcut atâtea de nici numai... Soția mi-a oprit reclamații de un lucru. Astăzi trebuie să dăm cu subsemnat. Azi, nu astăzi. Soția mea a primit strângerea de licență pentru buchete înlături. Acum mi-am adus aminte. Dumneavoastră ați trebuit strâns semnături. La buget, mai dorești cineva să iei cuvântul? Haideți să o pun la boșie. Da, cine este pentru? Să știe. La diverse. Acum aveți discutat ce doriți. Ședința complisă cheia de la... Convocarea Consiliului de Administrație da. Să fie făcută pe adresa de mail a primăriei până fiecare. Nu trebuie să avem formă scrisă da. Cu confirmare de primire. Faceți adresă scrisă, da? Și dar nu ați spus el lucrurile aici, nu ați spus el de zană. Au și acum puțin orgoliu, faceți adresă scrisă. Și vă spun scris, eu sigur că am trimis la fiecare adresă. Nu am primit. Pe adresele de e-mail făcute de... Spală. Că ei n-au spus, deci n-au fost votați, când au fost votați, când au fost votați acolo, Consiliul de Administrație, Constituția Consiliului de Administrație, că dacă iau de acolo, o să răputea jumătate de-a dat să cam zboare acasă. Nu a fost convocat, nu a fost făcut Consiliul de Administrație. Și nu m-am legat de lucrurile acestea. Nu are cum să nu fie. Nu, cum se face votul secret? Am procesele verbale. Am procesele verbale, n-am găsit votul secret, n-am găsit nimic. Dar tac din gură. Tac din gură, știți ce tac din gură? Nu, știți cum e? Nu ți-am primit pe adresa de e-mail. Nu a primit convocarea. Doamna, faceți-vă la scris. Faceți-vă la deci doamna, nu faceți-vă dumneavoastră. Aveți obligativitatea. Nu am obligativitatea la voastră de vărit. Nu, 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 vreau să faceți parte din Consiliul de Administrație, aveți reprezentantul din place sau dacă el vine cu adresă, din care comunică, faptul de viață. Vreau să faceți parte să mă adresă scris și vă răspund. Dar eu vă fac acum și că notăm în procesul verbal că v-am rugat să ne faceți convocarea Consiliului de Administrație la adresa de mei până în Filipenia. Dar nu de la mine, că nu mi-ați trimis. Doamne, deci procedura. Vedeți că nu știu nici chestii elementare și lucrează la primărie. Deci dacă trimit un astfel un e-mail, eu mi-l șterg pe al meu. Dar vreau să n-am pus mi-l șterg. Vreau să vă rămâne veșnic acolo. Ascultați un pic. Deci acum mai bine că n-am primit un mic. Deci nu lasă trei răspuns. Domnule, cum scrie? Deci ce vă spun? Scrieți. Deci problema este că vă răspundiți că nu a primit convocare. Dornescu Elena nu a primit convocare. Pe adresa de mail la primărie. Nu v-am trimit acolo. Nu am. N-am ce să vă trimit acolo. Păi da, eu acolo. V-am trimis, a fost elegant. A fost elegant, și v-am trimis, luați înapoi niște aberații, fără să vă semnați. Și de-aia, din respect, nu mă trimit. Pentru că mă respectați. Deci era adresa deci, mei la primăriei, deci trebuie să solicitați, scris, ei, atunci vă întrebăm, cum ați ținut ședințele din Consiliul Local fără a convocat toți membrii? Ba, ați convocat, faceți o reclamație, vă dau că am convocat, am probat. Și aveți confirmarea de primire? Dar știu că, dar ei mi-am să confirmă, dar vreau să fie legal, dar cum să confirmă? Trebuie să confirmați, da? Dar dacă vedeți ceva dumneavoastră, vă convinc să vă primiți să ne dați confirmarea și vedeți faptul că a primit. Păi cum l-ați trimis dacă n-ați trimis? Domnul, dar sunt dumneavoastră când vreau la convocare, eu am fost identificat. Vă mulțumesc pentru participare. Deci eu nu vă transmit toate convocările. Și-o trimit toate convocările la fel și eu. Deci nu sunt trimis. Vreau să faceți scris, poate vă dau un lucru. Nu ne mai vedem, vă la faș, vă urez, vă urez. Domnul Arie, 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 domnul Arie,